E plecat, o să apară, o să apară oricum, a fost și a plecat. Lua Pritiu, Artan Adrian, a fost Adrian, Lungu Ioan, Giuș Ioan Jean, Flop Sorin, Ghebuș Ioan, Bulic Aurel Gelo. E operat. Să vină cu făcut medical. Struț Constantin, la fel. Absent. Absent că nu-i, nu-i de găsit în germană și el. Maga Iliu, legat sătesc. Domnul consilier, stimați invitați, a fost convocat asta în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal, prin discuția numărul 4 din 22.1.2016 a Consiliului Comunic Tătănic, fiind prezentă mare majoritatea consilierilor, de avem cel puțin două treimi, pentru a fi vorul legal, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine propune? Pe cine? Nu propune nimeni. Hai, voi să propuneți un președinte. Domnul Ghebuș. Domnul propune pe domnul Ghebuș. Da? Da, cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Domnul Ghebuș, vă rog să vă domnilor colegi, ordine de zi ați luat cunoștință, ia, ia, vă consult dacă mai vreți să introducem ceva pe ordine de zi. Cine propune? Da. Prezentat ordinea de zi. Da, dar o știi, toată lumea are față. Da, nemai fiind alte propuneri, supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Ce s-a împlinit? După câte știți, astăzi domnul primar ne va raporta activitatea pe anul 2016. Domnul primar, aveți da, în primul rând să vă zic bună ziua și bine ați venit. Profit de această ocazie, este prima adunare, prima ședință ordinară în anul 2016, în care ne întâlnim, se întâlnește Consiliul Local, deci nici extraordinar n-am mai avut. Și pe această cale țin să vă urez un an bun, multă sănătate, bucurii, fericire, să aveți parte de tot ce vă doriți în anul 2016 și să fie mai bun decât 2015. Cu aceste fiind zis, o să trecem la raportul la starea socială și economică a Comunicului Tătănești pe anul 2015 și proiectul de investiții pe care l-am prevăzut pentru și alte hotărâri care l-am prevăzut pentru anul 2016. Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunicului Tătănești, județul Bacău, în anul 2015. Având în vedere prevederile articolului 68, litera D din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, primarul, în calitate pe care o are, deține de șef al Administrației Publice Locale, are obligația de a informa Consiliul Local de buna funcționare a acesteia și trebuie să prezinte anual sau ori de câte ori este nevoie informare privind starea economică socială a comunei. Ca repere pentru o prezentare cât mai edificatoare a stării economice și sociale a comunei, ne-am folosit de legea numărul 215/2001, situațiile statistice la nivelul Consiliului Local, date furnizate de PTTR, școala coordonatoare Coțofănești, postul de poliție Coțofănești, dispensarul uman Coțofănești, dispensarul veterinar, precum și alte date puse la dispoziție de secretarul Consiliului Local al Comunei Coțofănești, domnul Manea Vasile. Raportul cuprinde următoarele părți, componente generale care caracterizează Comuna Coțofănești. Administrație publică locală, starea economică și socială a Comunei Coțofănești, aspecte privind apărarea localității, a ordinii și liniște publice locale a cetățenilor comune. Pornind de la problemele enumerate mai sus, vă propunem să trecem la parcurgerea lor punct cu punct. Comuna Coțofănești este una din cele 87 de comune ce alcătuiesc județul Bacău, având următoarea poziționare geografică. Se află în partea de sud, vest a județului Bacău, comuna Căiuț. Comuna Coțofănești este străbătută de drumul național 11A, pe o lungime de 2,5 km, fiind străbătută de următoarele drumuri comunale. DC-117 Borșani, Coțofănești 2,1 km, DC-117A Bâlca, Coțofănești 4,1 km, DN 11A Tămășoaia, 1,7 km. Comuna Coțofănești
are în componența sa satele Coțofănești, Borșan, Bâlca, Tămășoara și Boiștea de Jos. Comuna însumează suprafață 67 km, echivalentul a 6.636 hectare. Din această suprafață, 1.452 hectare reprezintă teren arabil. Ca urmare a apariției legii fondului funciar și toate legile fondului funciar, legea 18/91, legea 247/2005, legea 169/2007, asta vă spun eu așa, nu știu cât de material, cât și alte hotărâri, a fost reconstituită în proprietate particulară suprafața de 3.408,22 hectare, din care agricol 1.700 hectare, iar 1.636,26 hectare vegetație forestieră, diferența fiind reprezentată de terenurile agricole, curs, construcții, drumuri. Intravilanul Comunii Coțofănești se însumează suprafața de 199 hectare, fiind formată din Coțofănești 72,20 hectare, Bâlca 56,10 hectare, Borșană 48 hectare, Tămășoaia 19 hectare și Boița de Jos 2,10 hectare. Populația Comunii Coțofănești la ultimul recensământ din 2002 a fost de 3.252 și vreau să spun că ulterior a mers pe un trend ascendent. Suntem la 3.456 de locuitori, pe undeva pe aici. Din care 1.713 femei și 1.539 bărbați. Alături de populația majoritară de români pe teritoriul comunei, mai comențuiesc 1.261 de romi, lingurari și țigani nomazi și un maghiar. În ceea ce privește numărul gospodăriilor, acestea se găsesc în total de 1.108 gospodării. Pe sate, situația se prezintă astfel. Coțofănești 425 gospodării, Borșanu 346 gospodării, Bârga 342, Tămășoaia 124 și Boiștea de Jos 12. Pe teritoriul Comunei Coțofănești există o serie de obiective care își desfășoară activitatea economică, socială, între care amintim. Sediul Consiliului Local, oficiul PTTR Rom Telecom, școala cu clasele 1-9 Coțofănești, întemeiată în anul 1870, conform datelor în arhivă, școala generală clasele 1-4 Borșan, școala 1-8 Borșan, școala generală întemeiată în anul 1902, școala cu clasele 1-4 Bâlca, întemeiată în 1898 și școala Tămășoaia, atestată în anul 1919. Calăcașe de culc, amintim Biserica Sfântul Gheorghe din Coțofănești, atestată documentară în anul 1592. Biserica din Bâlca, construită în anul 1802. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din satul Borșan, care este și monument cultural, atestată în anul 1841 și Casa Cultului Penticostal, construită în anul 1897. Halta CFR Bâlca, întemeiată la 22 iulie 1884, cămine culturale, Coțofănești, Bâlca, Borșan și Tămășoaia, Biblioteca Comunală Coțofănești, cu sediul la Căminul Cultural Coțofănești, care actualmente se numește Biblioteca Gheorghe Sava Dumitrescu. Dispensarul uman construit în anul 1937, dispensarul veterinar construit în anul 1972, Agenția CEC Coțofănești, postul de poliție Coțofănești, Comuna Coțofănești, în afară de DN11A și drumuri comunale, mai este străbătută și de calea ferată din direcția sud-est-nord-vest și de rețele electrice de înaltă tensiune, de care amintim Lea 110 kW, Focșan, Lea 220 kW, Barboș, Lea 400 kW, Smârdan și de o rețea de joasă tensiune care alimentează imunitatea public și casnic, precum și o magistrală de transport gaz metan și alte conducte ce se îndreaptă spre rafineria Onist. Spre centrul comunii converg cele patru drumuri comunale. Date privind administrația publică locală. Administrația publică locală se realizează conform legii administrației publice locale numărul 215/2001 prin consiliile locale ca autorități deliberative și primar ca autoritate executivă. Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome, ce au menirea să rezolve treburile publice ale comunei conform prevederilor legii mai sus amintite și al altor legi și ordonanțe ale guvernului legate de activitatea administrațiilor publice locale. Consiliul local Coțofănești are în componența sa următoarea alcătuire. Conform a legii locale din 10 iunie 2012 a rezultat următoarele. Acum o să spun cum am candidat. USL, 9 consilieri, PDL, un consilier, UNPR, un consilier, PPDD, un consilier, Partida Romilor, un consilier și un delegat sătesc al satului Boșna în persoana domnului Maga Vasile. Am spus că o să vă prezint ce a fost în 2012, cu ulterior USL-ul s-a destrămat. Nu mai e USL-ul, acum fiecare, e PNL-ul mare, PDL-ul nu mai există, e PNL-ul mare și PSD-ul și UNPR-ul mai există.
Deci, rezultă un consiliu format din 13 consilieri, normal că trebuie să fie un număr fără soț, și un consilier, un reprezentant, un delegat sătesc. Autoritatea publică locală alcătuită de un organul deliberativ, respectiv Consiliul Local și executiv format din primar, viceprimar, secretar și aparatul propriu de execuție, care conform legii 188/1999 își exercită atribuțiunile ca funcționar public, acest lucru dându-le o stabilitate pe post, evitându-se astfel fluctuațiile de personal în raport cu schimbările de poziție. Astfel ca funcționari publici în cadrul primării Comunii Gojovănești fac parte următoarele posturi: secretar, contabil, referent agent agricol, consilier asistent social, referent asistent social, consilier casier, consilier urbanist, referent operator de rol, consilier achiziții publice, consilier agricol, inspector protecție civilă, bibliotecar, 4 polițiști local, guard și un guard. În ceea ce privește modul cum a fost dus la îndeplinire hotărârii Consiliului Local Coțovănești, de către executiv, acestea au fost duse la îndeplinire în totalitate, exceptând cele ce nu au putut fi duse la îndeplinire din cauza lipsurilor fondurilor financiare. În perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2009, primarul Comunii Coțovănești, Olariu Viorel, a emis un număr de 1145 de dispoziții, care au fost duse la îndeplinire în totalitate, acest lucru datorându-se faptului că toate au fost emise în temeiul legal. Pe ansamblu, cu excepția problemelor menționate mai sus, putem spune că activitatea administrației publice locale a Comunii Coțovănești s-a desfășurat în bune condiții, neexistând deficiențe majore pe întreg parcursul anului 2015, totuși existând loc și de mai bine. Raport anual privind activitatea pe gospodărire, investiții și achiziții în anul 2015. În anul 2015, fondurile bugetare alocate de la Ministerul Finanțelor pentru cheltuieli cu bunuri, servicii și salarii și cele la Consiliul Județean pentru investiții nu au fost suficiente, pentru că am avut în derulare 2 proiecte cu finanțare europeană la care a trebuit să asigurăm plata investițiilor până la returnarea sumelor din fondurile europene, apelând chiar și la un împrumut bancar pe care l-am returnat până la sfârșitul anului din încasarea banilor europeni pe proiecte, ajungând ca la ora actuală să dispunem de sume rămase din anul 2015 pe care le vom folosi în derularea investițiilor în acest an. Bugetul de anul trecut, deși insuficient, a fost administrat cu mare, aici a greșit, dar n-a fost suficient, a fost prea suficient, că și vreau mai bani. A fost administrat cu mare răspundere și eficient de către executivul Comunii Coțovănești. Fondurile din încasări proprii au crescut ca urmare a implicării personale în colectarea amenzilor, taxelor și impozitelor și sperăm ca și pe viitor ele să mai crească. Cu acest buget, conducerea comunei a reușit să rezolve majoritatea problemelor evidente pe teritoriul comunei și să pună în practică proiectele avute pe anul 2015 în instituțiile și teritoriul Comunii Coțovănești, conform cu legislația în vigoare actualizată, legea 273/2006 a finanțelor publice locale, ordonanța de urgență a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, etc. În anul 2015 s-au achitat mai întâi datoriile din anul anterior și la momentul actual nu înregistrăm arierate. Adică arierate înseamnă datorii mai mari de 90 de zile, de 3 luni de zile. Acum vom prezenta instituțiile publice pe rând cu investiții, dotări și necesități. Pentru primăria Coțovănești. După cum știți, în anii anteriori, clădirea primăriei a fost renovată și modernizată, transformând instituția într-un loc modern, estetic, în care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții și toată lumea care trece pragul instituției remarcă că este un loc plăcut și curat. La momentul actual se finalizează un garaj acoperit lângă magazia de lemne a primăriei pentru un microbus școlar. În acest moment există 3 autoturisme ale instituției pentru primar, viceprimar și poliția locală, acestea fiind foarte utile în desfășurarea în bune condiții a activităților specifice. Anul trecut s-a mai angajat un polițist local, la ora actuală existând 4 angajați în poliția locală, care dispunând și de mașina de dotare încearcă să stopeze furturile și alte abateri de la legislație ce se comit în comună. Angajaților poliției locale li s-a achiziționat ținută specifică, unul dintre ei având și cursuri de portarmă, urmând ca anul acesta să facă cursuri de polițiști locali conform legislației în vigoare, fără de care nu vor mai putea îndeplina această funcție. Pentru buna desfășurare a activității instituției s-a achiziționat consumabile necesare, hârtie, dosare, plicuri, etc. S-au achitat
prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, software, întreținere, echipamente, etc. Împreună cu Consiliul Județean și alte 20 de comune derulăm un program cu finanțare europeană prin care beneficiem de un program pentru registrul agricol modern raportat la sistemul de hărți GIS cu date interconectate între cele 20 de comune, partenere și Consiliul Județean. Au fost instruiți la Bacu funcționarii care vor lucra pe aceste programe. Ni s-au alocat 4 calculatoare cu tot cu monitoare, o imprimată color A3 și una alb-negru, A4 și un laptop. Anul acesta urmând a se lucra efectiv cu aceste programe. În toamna anului 2015 s-a efectuat controlul medical anual obligatoriu al angajaților primăriei. Pentru prevenirea stingerii incendiilor s-a verificat și reîncărcat stingătoarele și s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurarea activității, urmând ca în anul acesta să fie achiziționată și o motopompă. În exteriorul primăriei s-a reparat întreținut și refăcut acolo unde a fost cazul băncii de gardurile și diversele leagăne din parcul comunal. S-a achiziționat primăvara și toamna flori și ghivece cu flori pentru frumusețare. S-a făcut curățenia de primăvară, iar pe parcursul anului ori de câte ori a fost nevoie s-a întreținut curățenia exterioară prin cosit, tundere, gard, viu, măturat, igienizat și orice a fost nevoie pentru un aspect plăcut și curat al împrejurimii instituției. Anul trecut, pentru a face economie, nu s-a mai achiziționat lemn de foc pentru centrala tehnică, acesta fiind asigurat din sursa locală, s-a debitat și aranjat în magazia de lemne. S-a asigurat verificarea centralei termice și serviciul ori de câte ori a fost nevoie. Pentru anul în curs am dorit să începem construcția unui nou birou pentru a separa asistența socială de registrul agricol în vederea și camera agricolă și în vederea desfășurării optime a activității dorim să stopăm fructurile și diversele infracțiuni, să contribuim la siguranța și liniștea cetățenilor prin conlucrarea între poliția locală și cea de națională și prin utilizarea sistemului de camere de supraveghere care a fost de ajutor în depistarea unor infracțiuni. Școlile din comună, după cum bine știți, școlile au fost școlile au de acum personalitate juridică, au contabilitate proprie și își administrează singure bugetul alocat de guvern prin primărie pentru bunuri, servicii și salarii. Prin Consiliul Local se vor mai derula doar investițiile. Cu toate acestea, am monitorizat dacă activitatea s-a desfășurat în bune condiții, dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparațiile curente, s-au igienizat toate sălile de clasă, holurile, dacă s-au verificat și reparat unde a fost cazul, coșurile de fum, gheaburile, grupurile sanitare și magazinele de lemne, dacă s-au întreținut curățenia exterioară prin cosit, tundere, gardiu, măturat, etc. S-au refăcut cu resurse proprii gardurile la școlile satele Borșan și Tămășoaia. De asemenea, lângă școala de la Borșan, anul acesta s-a finalizat cu fonduri europene investiția în înființare parc recreativ în sat Borșan, destinată copiilor acestor sat, parc dotat cu tot felul de leagăne, balansoare, ansambluri de joacă, bănci, etc. Tot în anul care a trecut, s-a repartizat un microbuz nou pentru transportul școlar al elevilor între localitățile comune, dispunând de, la ora actuală, de 2 microbuze școlare. S-a monitorizat asigurarea aprovizionării cu lemne pentru încălzire a tuturor școlilor și am acordat sprijin și ajutorul de câte ori a fost solicitat de director între noi, existând o bună colaborare și cooperare. La sfârșitul anului trecut am semnat contract de finanțare cu MDRAP pentru construirea unei grădinițe noi cu program normal lângă școala Bâlca, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, investiții ce se va realiza cu fonduri guvernamentale și cu finanțare de la bugetul local. La momentul actual este în lucru proiectul tehnic, va urma licitația pentru atribuirea contractului de lucrări și sperăm ca în vara acestui an să demarăm lucrările la acest obiectiv de investiții și chiar să finalizăm, cu siguranță. Dorim anul acesta, dacă bugetul ne va permite, să investim în realizarea unui grup sanitar modern la școala Cotrovănești, lucru ceruș de normele sanitare în vigoare. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în cazul sărbătorilor de sfârșit de trimestru, sau împățit pachete cu dulciuri tuturor elevilor comune. La toate școlile din comună, mai puțin cea de la centru, se caută fonduri pentru introducerea încălzirii centrale. La școala din Borșan este necesară înlocuirea tâmplăririi, la Tămășoaia dorim să refacem puntea de legătură cu școala. Școala din satul Bâlca este consolidată și modernizată, momentan nu mai necesită investiții noi în afară de încălzirea centrală. Căminele culturale, cultura și lăcașurile de cult. Comuna Cotrovănești are 4 cămine culturale în toate satele componente, iar în decursul anului 2015 s-au făcut mici reparații unde au fost nevoie, s-a făcut curățenie în curțile interioare și s-au reparat gardurile. Căminul cultural Cotrovănești este renovat în totalitate. Momentan nu mai necesită noi investiții, dar doar mici lucruri de lucrări de întreținere.
S-a lansat nou program național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, prin care dorim să identificăm sursele de finanțare europene pentru a executa lucrările de consolidare, reparații interioare, exterioare și înlocuirea inveritoare la Căminul Cultural Bâlcă, fiind dotat cu uși și ferestre termopane. Pentru Căminul Cultural Tămășoaia avem proiect pentru consolidare și renovare lui, urmând ca să identificăm sursele pentru fondurile necesare. Căminul Cultural Borșan este renovat complet și nu mai necesită investiții imediate. Biblioteca Gheorghe Dumitrescu Cuțovănești dispune de cărți de diverse domenii pe care cetățenii le pot împrumuta și a beneficiat de programul Biblionet, ce permite accesul publicului la informații prin internet. Cetățenii comuni pot utiliza gratuit computerele primite pentru acces la internet, prin intermediul care se caute informații necesare, să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate din localitate. La Biserica Cotsofănești, în anii anteriori, s-a executat din bugetul local o nouă învelitoare de tablă, s-a înlocuit toată tâmpărie existentă, urmând a realizat tot din bugetul local reabilitarea fațadei și refacerea aleilor. De asemenea, Biserica Satului Bâlca s-a construit un așezământ, o casă praznicală și cu anaghiarmatari și treptele de urcare de intrare la Biserica Satului Bâlca. S-au oferit lemne de foc pentru bisericile comune și putem afirma că în mare parte lucrările de construcție și modernizare caselor parohiale, a caselor praznicale și a bisericilor s-a încheiat. De acum încolo necesând doar lucrări de întreținere. Drumul comunal eliminat public alimentare cu apă. În decursul anului 2015, pe drumurile comunale s-a balastat și s-a finisat cu autocredere unde și când a fost necesar. Anul trecut s-a finalizat asfaltarea unei porțiuni de 900 metri liniar de drum din satul Cotsofănești printr-o investiție fonduri europene intitulată Îmbrăcăminte bituminoase ușoare pe drumul local sat Cotsofănești. E vorba de acest U DN-ul de dispensar până la blocul de locuințe. Potcoapă, cum vreți să-i spuneți. Lucrare ce a inițiat și o finanțare destul de mare de la bugetul local. Aici a fost cu fonduri europene, dar partea noastră de contribuție a fost destul de mare. A fost undeva de 30%, dar nu mai bine. Tot în anul 2015 am semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un nou contract de finanțare prin programul PNDL pentru asfaltarea drumurilor în satele Borșan și Cotsofănești, intitulat Modernizare drum comunal DC117 și drumul local comuna Cotsofănești de Cibacău. Până la acest moment s-a executat 27% din această lucrare, urmând ca în acest an să continuăm execuția, să finalizăm lucrarea dacă executantul lucrării se va mobiliza corespunzător. Această lucrare, pe lângă fondurile de la bugetul de stat, va necesita și cofinanțare substanțială de la bugetul local. În acest an vom întocmi studiul de stabilitate și proiectele pentru asfaltarea drumului în satul Tămășoaia, proiect pe care îl vom depune pentru finanțarea europeană prin GAL Valea Turtușului, a cărui membru suntem. Cu siguranță, dacă nu această toamnă, în primăvară, acel drum până în luna iunie va fi în asfaltat. În ce privește circulația pe drumurile publice în condițiile de iarnă, putem spune că s-a desfășurat în condiții optime, deoarece s-au asigurat din timp materialul antiderapant necesar, iar utilajele firmei de zăpăzire cu care avem încheiat contract de prestări servicii de zăpăzire au intervenit prompt, de câte ori a fost nevoie, pentru îndeplinirea îndepărtarea zăpezii de partea carosabilă a drumului. În ce privește iluminatul public, pe parcursul anului 2015 s-a urmărit înlocuirea lămpilor pentru iluminat public arse, iar la sfârșitul toamnei s-a încheiat contract de prestări servicii cu o firmă care verifica contactele, a înlocuit toate becurile arse, a remediat defecțiunile la toate punctele de aprindere și a extins iluminatul public în unele zone din satele Tămășoaie și Borșan, astfel încât toate străzile și străduțele din satele componente ale Comunului Cotsofănești să fie iluminate corespunzător și să poată circula în siguranță pe drumurile publice. Tot această firmă a realizat și iluminatul festiv al Comunii de perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă identificăm fondurile necesare, dorim să începem extinderea rețelei de distribuție electrică în satul Tămășoaia cu aproximativ un kilometru. Este vorba de la podul din satul, intrarea în satul Tămășoaia, de unde încep locuințele, și până la DN11, deoarece acea porțiune este introdusă în intraplanul comune, deci se poate construi, se pot construi locuințe. Și au și început, de fapt, sunt construite, eu construit pe locuințe locale, două. S-a verificat funcționarea sirenei în comuna necesară pentru a
anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericole, calități, dezastre, etc. Nici în acest an nu s-a renunțat la iluminatul public pentru realizarea de economii, considerând că circulația în condiții de siguranță pe drumurile publice și cetățenilor comuni este mai importantă să avem iluminat public, mai mult de atâta, l-am extins. La ora actuală, puține becuri care nu funcționează, care nu ard, bănuiesc. Din ce văd un singur bec, știu eu, care nu ard. Văd trei. Adică toate becurile în comună ard, funcționează. Alimentarea cu apă. În ceea privește sistemul de alimentare cu apă din satul Boșan, acesta a fost predat de către Compania Regională de Apă Bacău, către Compania Regională de Apă Bacău, care asigură bună funcționare a acestuia și încasează contravaloarea apei furnizate de abonați. În anul 2015 s-au obținut autorizații de funcționare la Direcția de Sănătate Publică, ISU Bacău, pentru sistemul de alimentare cu apă, Rugădețul Coțuvănești și Bâlca, urmând ca acum să obțină autorizații de la Apele Românești și Protecția Mediului. Pentru obținerea acestor autorizații au trebuit făcut un noi studiu hidrogeologice, s-au refăcut cu forțe proprii gardurile împrejmuitoare ale forajelor, s-a modificat poziționarea instalației UV, adică cu lămpi UV, s-au verificat hidranții, etc. Condiționări consumatoare de resurse materiale și de timp. Până la momentul actual, sunt un număr de 200 de gospodării branșate la sistemul de apă și cu siguranță vorbim de numai Coțovănești și Borșani, și Bâlca, Borșanul e branșat aproape. Anul acesta este o investiție prioritară, va fi reluarea lucrărilor de alimentare cu apa satului Tămășoaia. Acolo mai avem determinat aducțiunea, captarea, înmagazinarea, achiziții utilaje și racorduri electrice. Investiția va fi finalizată în acest an. Este o prioritate pentru noi ca să încheiem și cu Tămășoaia. Comuna Coțofănești deține o suprafață de 560 hectare pășune, stabilită în urma inventarierii terenului comune, ce servește ca hrana animalelor pentru speciile ovine, caprine, bovine, cavaline. Din această suprafață, doar 222 de hectare au fost declanșate eligibile în urma controlului APIA, restul suprafețelor necesitând lucrări de curățare, de frișare, etc. Pe această suprafață s-a organizat un număr de 4 cireți de vite și 4 stâni și asigurându-se un pășunat corespunzător raportat la numărul de animale pe care îl deține comuna. În anul 2015, pășunea a fost scoasă la licitație pentru închiriere conform prevederile ordonanței Guvern numărul 34 pe 2013, dar în urma stabilirii ofertantului câștigător am avut contestații în instanță, proces care s-a finalizat anul trecut în decembrie, prin respingerea acțiunii contestatarilor ca nefondate. Pentru a relua procesul de închiriere a pașturilor, conform legislației actualizate, avem nevoie de amenajament zoopastoral, lucrare care este în curs de elaborare prin colaborarea cu OSPA Bacău, Direcția Agricolă Bacău și Primăria Coțofănești. Aici aș face o paranteză, chiar azi am avut o discuție cu domnul director de la Direcția Agricolă Bacău, domnul Ichim, și înainte cu directorul la OSPA, directorul la OSPA și-a terminat acolo, ei urmă probe de sol, ceilalți urmăresc vegetația care va fi pe pășunea comunală, cu domnul directorul Kim, și până la sfârșitul lunii iulie termină această lucrare. Deci nu se poate scoate la licitație, sub nicio formă, fără a avea acest amenajament zoo pastoral. Așa spune legea, să facem. Noi, între timp, o să declarăm intenția de poate la licitație pentru concesionarea pășunii, pentru că am și ridicat problema prin faptul că ați văzut, din 560 de hectare eligibile sunt 222 de hectare. Deci mai puțin se mai pierde, pentru că uitați, așa de prost este făcută legislația românească pentru un om care n-a câștigat licitația din motive, cum să vă spun eu, de invidie, dură. Da, n-a câștigat licitația, că n-a venit cu o ofertă serioasă. Și n-a venit. Așa, am pierdut 3 ani de zile, dar acest om, încă legislația trebuia să-l oblige direct. Doamne, când faci o contestație la licitație, trebuia să depui un fond de garanție și în cazul în care pierzi, să-ți asumi toată, să plătești totul ce am pierdut. Am pierdut peste 3 miliarde și ceva de lei la... Peste 5 miliarde calculat de lei la pășune. Bani care îi băgam în defrișare, îi băgam în îngrășământ chimic, îi băgam în menținerea drumurilor, îi băgam în multe lucruri, dar adăpători... Uite, dacă mă șoaia de făcut adăpătoare, că nu mă încap să am mulțit acolo. Și acum o să vedem, va trebui să acționăm în judecată, să tragem noi. Dar o să câștigăm, cu siguranță că vom câștiga, dacă îl dăm în judecată. Problema e de unde să iei banii ăștia de la... Cine dă bani? De ce bani? Ce bunuri are dumneavoastră lui 3 miliarde și jumătate? Aici nu contează. Da.
În sfârșit, o să... Dar în condițiile în care cineva vine și licitează pe toată suprafața de 222 hectare, da, mai trebuie amenajamentul. Absolut, și dacă licităm pe 5 hectare. Și n-am putea veni cu niște amendamente, amenajamentul ăsta să-l facă cel care licitează și care ia în proces un izlaz. Nu, deci eu adică, voi, adică ar fi, s-ar pierde anul ăsta. Dacă ajunge până în luna iulie, deja se pierde, nu mai poate concesiona. Știu ce vreți să spun. Dacă Pășune era la o, la cei da, care au câștigat licitația, era obligația lor și făcea de nevoie cu o pastorat și aveau și bani de unii, că primeau subvenția. Ei, eu acum nu am voie să scot la licitație fără acest amendament. Chiar azi am discutat cu domnul director, cu doamna Manuela și cu doamna contabilă, ne-am ajutat doamna ingineră, ne-am luat și am zis, doamne, ce facem, că am pierdut atâția bani. Bă, nu ne afară de asta, se împădurește cu totul unul la asta, pierdem bine. În sfârșit, să sperăm că în anul ăsta o scoatem la licitație și primul contractul pe care vom prevedea, care vor câștiga licitația, că în fiecare an să vedea 20%, adică anul ăsta 222 hectare, încă 20% din, sau 10% din 560. Să mai rădea 50 de hectare. Cele 6 de hectare. Și 3-4 ani de zile te duci undeva la 3-4-500 de hectare. Destul de dificil. Foarte dificil. Păi, dar cu bani se face orice, că îi se dă bani. Foarte mulți bani. Îi se dă bani. Bă, nu. O firmă care va aduce firmă, cum eu îi ajut la procedura de achiziție, o firmă care vine și ne face defrișare. Face asta. Mergem și noi la recepție. Poate face și cu zilier din Cotofănești. Defrișarea. Nu-ți dă voie. Nu. Dacă cineva înființează o firmă și angajează zilier, banii se dau, banii se dau numai pe giramen. Este foarte greu aia treaba cu banii numerari, nu prea să mai lucrezi. Nu se mai lucrezi. Da. Poți ia gajis? Da. Asta e o altă discuție, o putem aprofunda atunci când vom intra și pentru licitația. Pășunea din an în an, suprafața de pajiți, ceea ce vă spuneam, echipă se diminuează continuu, curățarea și întreținerea pajiților pentru mărirea suprafeței de zi, fiind o prioritate de acum încolo. Tu v-ați spus faptul că eu am intrat cu ceilalți ajutor social și am curățat noi și la Tomșoare, la Borșan și așa, în alte case. Pășunea comunală de ținere și de suprafețe împădurite, de fapt, carca, stejar și arin, însă în anul 2015 nu s-a exploatat nicio cantitate de material de mlăt, deci nu s-a înregistrat niciun venit în această sursă. În schimb, am adus la primăria. 6. Alte activități. Pe lângă toate activitățile numărate mai sus, încadrate pe anumite capitole, am mai realizat și avem în vedere realizarea următoarelor activități și proiecte ce nu pot fi încadrate într-o categorie anume. S-a reușit din fondul propriu regularizarea pârâului Bâlca, de sus de la ultima casă din sat până la podul CFR. Lucrare necesară pentru prevenire și apărarea contra posibilor inundații, reamplasându-se și puntea pietonală de acces. Cu acest și necesită în continuare de la pod, de la domnul Călărău, la CFR și până la revărsarea în râul Protuș, pentru că altfel se colmatează foarte repede. S-a reușit din fondul proprii regular... Nu, asta spus. Tot în satul Bâlca, anul trecut, pentru protejarea fântânilor aflate de domeniul public, s-au executat un număr de 5 acoperișuri de protecție și s-au turnat plăci de beton și ghizdele la 2 dintre ele. Anul acesta intenționăm să facem acoperișuri și gheaburi pentru adăpat animalele la 3 fântâni în satul Borșan. Știți foarte bine că, având aduciunea de apă, acum multă lume sunt în cam neglijată. Este păcat că sunt desconservate. Noi am trecut la Vința și cum am făcut aici la Cocioferniști, care tot de primărie făcută, la, din coace la Mariana de Călărau, tot de primărie este făcută la așa, asta la altă o să facem, nu s-a întâmplat acel eveniment de fericită. O curățăm și o facem cu acoperiș, îi ridicăm și ghizdeaua mai sus și anul ăsta acolo să ajungem și acolo și o facem. Tot în satul Bâlca, anul trecut, pentru protejarea fântânii aflate de un grup public, s-au executat un... S-au reparat puntea pietonală în satul Cotrumnești și Bâlca, ori de câte ori a fost nevoie. Prin hotărârea Consiliului Local s-a aprobat tariful practicat la nivel de județ de către operatorul județean de salubritate, Rompres, care va ridica volumul de la gospodăriile comunei săptămânal în fiecare joi. S-a asigurat și se va asigura în continuare împărțirea gratuită a puberilor de gunoi către populație și sperăm ca cetățenii
comunei să înțeleagă că asigurarea protecției mediului este o obligație europeană, ridicarea și depozitarea constituționale a gunoiului fiind necesară și obligatoriu atât la state cât și la orașe. S-au efectuat analize privind calitatea apei pentru fântânile aflate pe domeniul public al comunei. S-a asigurat efectuarea curățenii și menținerea acesteia în toate comunale și pe tot parcursul anului. De asemenea, s-au înregistrat toate obiectivele și instituțiilor din cadrul comune, reparat stații de autobuz, garduri, bănci, leagăne, etc. S-a asigurat permanență în primărie ori de câte ori a fost necesar și s-a intervenit la incendiile pe raza comunii singuri sau împreună cu pompierii din ajut. S-a asigurat deplasarea echipei de fotbal al comunei la meciurile din campionat. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au trimis felicitări familiilor în comună din partea instituției primăriei ca un semn de respect față de cetățenii comuni. Se are în vedere finalizarea întocmirii planului urbanistic general, faza avizării, autorizării și aprobării cu fonduri de la bugetul local, finalizare extrem de necesare. Deci e vorba de planul urbanistic general al comunei și zonele în care le-am extins ca intravilan pentru a se putea construi. S-a asigurat de, se dorește refacerea podețului de acces de la școala Tămășoaia. Anul acesta este un an electoral în care se vor desfășura două rânduri de alegeri locale și parlamentare și vom asigura amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral. Se va acționa pentru achiziționarea un buldo excavator, autocreder, încărcător frontar, remorcă, plug, zăpadă, sărăriță și vitanie. Realizarea unui pod betonat peste pârâul Bâlca în cartierul Dallas și Coturari. Menționăm că toate aceste activități, proiecte și obiective de investiții au necesitat și vor necesita în continuare multă muncă și fonduri foarte mari. Noi urmărim în permanență fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a urmări în permanență fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile din bugetul local să reușim să terminăm investițiile începute și să inițiem mereu investiții noi și necesare comunii coțofănești și cetățenilor acestora. Acum au prins situația financiară. Dați citire și proiectului de hotărâre. Situați că nu e gata. Da. Situația financiară. Făcând o analiză asupra modului cum s-a încheiat activitatea financiară contabilă la finalul anului 2015, situația se prezintă astfel. Din registrele de rol unii care Consiliul Local Coțofănești registră că în anul 2015 au fost în evidență fiscală 3741 de poziții de rol. La finele anului au fost lichidate 2471 poziții de rol, rămânând rămășiți 1270 poziții prin neplata unor impozite și taxe de către unii cetățeni, și anume impozit pe clădiri persoane fizice, suma de 4227 de lei, impozit pe teren intravilan persoane fizice, 8283 lei, impozit pe teren extravilan persoane fizice, 19672 lei, în taxe mijloace de transport persoane fizice, 24315 lei, impozit clădiri persoane juridice, 3330 lei, impozit teren persoane juridice, 9480 lei, amenzi circulație suma de 1921480 lei, amenzi de la bugetul local cu suma de 1159682 de lei, PSI și iluminat public cu suma de 4711 lei. În principiu, bugetul Consiliului Local se încheie cu cifra de 59.331.358 lei la partea de venituri și cu suma de 36.346.90 lei. La partea de cheltuieli, creise un excedent la finele anului 2015 de 206.777 lei. Venituri totale s-au compus din venituri proprii cu suma de 502.805 lei și venituri pentru echilibrare în suma de 5.430.350 lei. Acum nu o să vă prezint fiecare cifră, că bănuiesc că nu o să le rețineți, nici nu le rețin pe toate. Ce este important, că din situația prezentată, care dacă vreți să o analizați, vă pun la dispoziție, mai sus se desprinde un lucru cert. Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în mod judicios și corect conform legislației în vigoare. Ele au fost echilibrate și efectuate conform creditelor aprobate. Nu ne-am înregistrat cu depășiri de credite, nu s-au făcut deturnări de fonduri. Veniturile proprii au fost realizate în procent de 85%, ceea ce reiese și din situația prezentată mai sus, urmând ca în primele luni ale anului 2016,
până luna, până la 31 martie 2016, să facem totul pentru a lichida pozițiile de rol existente în lista de rămășițe. 85% colectarea de fonduri de la persoane fizice și juridice este foarte bine, e un procent foarte bun. Situația financiară la venituri. Făcând o analiză minicioasă asupra modului cum s-au încheiat activitatea financiară contabilă la finalul anului 2015, situația se prezintă astfel. În matricola de rol unic au fost înregistrate în evidențele fiscale ale anului 2016 3741 poziții de rol, persoane fizice și persoane juridice. La finele anului au fost lichitate 2471 poziții, rămânând în rămășiță 1270 poziții prin neplata unor impozite și taxe de către unii cetățeni și anume. Impozit pe clădiri persoane fizice la sfârșitul anului 2015, suma de 4227 lei. Se repetă ceea ce v-am prezentat în raportul doamnei contabile și aici o să concluzionez. Procentul total de încasare, încasare fără amenzi este de 73%, cu tot cu amenzi se de 85%. S-a încasat taxa pășune în sumă de 4393 lei, din care 10.450 lei, un procentaj de 45%, aici foarte puțin. Diferența de încasat pe rămășiță, Șufana Rom, care are, numai el are 5.450 lei, ce reprezintă taxa pășune pentru anul 2015. A fost nevoie să introducem această taxă datorită faptului că nu a mai fost concesionat de pășune și a trebuit să, ca să putem plăti lucrările astea la OSPA și la Direcția Agricolă. Câteva situații probleme la persoane fizice care nu se achită impozitul, dar acolo sunt. Slavu Dumitru 521, de acum Gheorghe 15.710 lei, Ciora Cătălin 5.597, Hozor Iulian 8.216 lei, Defunct Butu Ion 278 lei, Mocanu Agurița 918 lei. Am recurs la sinzele adeptului și prin propir și anume Strus Constantin, Doprin Profira, Ciora Constantin, Tănase Constantin, Voineac Vasilie, Presăcaru Constantin, Hurmuzache Gheorghe și alții. O problemă la încasarea impozitului pe terenul stradinilor reprezintă moștenitorii și decedații, deoarece ne fiind dezbătute moștenirile, nu avem posibilitatea de încasa integrală aceste debite. De asemenea, ne confruntăm cu autoturismele persoanelor ce le-au înregistrat fiscal și ele real nu mai sunt în circulație, doar proprietarii, dar proprietarii pot face dovada în străinării lor, fiind date la fel vechi, fără a obține acte. Situație problemă la persoanele juridice cu rămășițele rare, mare de încasat sunt. Sfece Florin și Mihaela cu rămășița de la 31 decembrie 2015, deci cu rămășița 32.422 de lei, deci e vorba de o 324 de milioane de lei. Sfece Prodicona, e vorba de doamna Didina, SRL, rămășiță cu și majorări la 31 decembrie 2015 cu suma de 5.468 lei, dosar în stadiu de urmărire din anul 2015. S-au urmărit și încasat aproape în procent de 95% taxa, autorizație, firmă și viză pentru anul 2015. E vorba de agenții economice. Am recurs și la metodele de constrângere a încasării debiturilor prin înștiințări de plată, somație, titluri de executorii și proprii. Cu siguranță în anul fiscal 2016, situația încasării și urmăririi debitor restanțe va fi mult mai bună, deoarece vom recurge la toate modalitățile de încasare potrivit prevederilor legale. Disciplina în construcții, primarul prin structura de specialitate de vizită prin responsabil cu urbanism și amenizarea teritoriului din cadrul aparatului propriu, asigură elaborarea de proiecte și strategii de... Am urmat găharul la urmă. Fugi. Invitați-l, vă rog, afară. Elaborarea de proiecte și strategii de dezvoltare urbană și teritorială, sigur, elaborarea planului urbanistic locale, emite acte de autoritate locale, respectiv certificate de urbanism, autorizație de construire și acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism. Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să se desfășoare cu respectarea autonomiei locale pe baza principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, participării populației în procesul de luare a deciziilor, precum și al dezvoltării durabile a localității respective. Realizarea construcțiilor civile, industriale și agricole sau de orice natură se poate efectua numai în bază și cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire emisă în temeiul legii numărul 50/91 cu modificări și completări ulterioare și în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajare teritoriului a planului urbanism general aprobat potrivit lege de către Consiliul Local la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil, teren sau construcții identificat prin numărul cadastral. Autorizația de construire este actul final de autoritate
al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasare, concepere, realizarea, exploatarea, post-utilizarea construcțiilor, asigurarea transparenței procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcție, atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și la autorizație de construire de sfințare, se realizează prin asigurarea caracterului public al acestei, respectiv prin afișarea tuturor documentelor emise. Controlul statului în amenajarea teritoriului urban și autorizarea executării lucrărilor de construire sau de desfințare se execută de Inspectoratul de Stat în Construcție, precum și de reprezentanța ai Consiliului Județean care dispun măsurile și sancțiunile prevăzute de lege. De asemenea, și autorizația Administrației Publice Locale prin organele proprii cu atribuții de control potrivit legii au obligația de a organiza și a de efectua permanent acțiuni de control vizând respectarea disciplinii în construcții pe raza unității administrativ teritoriale. Pentru a evita aplicarea sancțiunilor în domeniul autorizării lucrării de construcție, primăria respectiv prin persoane direct răspunzătoare în domeniul s-a preocupat și a informat populația din comună prin afișarea în holul primăriei a prevederilor legii 5591 cu potrivire la actele necesare autorizării și cu mențiunea că proiectele pentru construcție trebuie să fie întocmite și semnate de arhitecții autorizați, de asemenea a faptelor săvârșite de persoane fizice sau juridice ce constituie infracțiuni stabilite în conformitate cu legea numărul 5591 a obligațiilor fiecărui cetățean de a participa la strategia de dezvoltare comune. Această lege a mai fost mediatizată de către conducerea primăriei și în discuțiile purtate liber cu cetățenii comuni. De asemenea, s-au afișat și certificatele de urmări, precum și autorizația de construire, de sfințare, emise în anul 2015 de primăria comunii Cosovnești. În anul 2015 s-au eliberat 5 certificate de urbanism, din care 2 certificate de urbanism pentru autorizare lucrării de construire a locuințelor personale pentru persoanele fizice, 2 pentru autorizarea lucrării de modernizare la rețeaua de energie electrică a comunei și pentru construirea rețeaua nouă cablu TV, 1 pentru operațiuni notariale. S-au eliberat 5 autorizații de construcție, din care 2 pentru lucrări de construire de locuințe la persoane fizice, 1 pentru lucrări de modernizare a rețelei de energie electrice a comune, 2 pentru lucrări de investiții realizate de primărie prin fonduri europene. La emiterea și perfectarea acestor documente s-a avut în vedere respectarea regulamentului general local de urbanism, mai prescurtat să spunem RGLU, și a planului urbanism general al comunii Cotovrești. Referitor la lucrarea de reactualizare a planului urbanist general al comunei, vă informez că atât partea scrisă cât și partea desenată a fost realizată, iar avizele doar cele care se emit fără plată, urmând ca în acest an, în funcție de bugetul pe care vom avea repartizat pentru această investiție, să depună documentațiile și pentru obținerea celorlalte avize în vederea aprobării acestora. Informăm Consiliul Local că Serviciul Urbanism din cadrul primăriei transmite lunar și trimestrial situația și stadiul construcțiilor pe raza comunei la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Direcția de Urbanism și Amenajare Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Bacopi și precum și la INS, la Institutul Național de Statistică. Raport privind activitatea pe compartimentul agricol. În anul calendaristic 2015, activitatea compartimentului agricol din cadrul primăriei Cotovnești a constat în ducerea la îndeplinirea tuturor obligațiilor de serviciu cerevenit prin fișa postului pentru fiecare angajat. Uitați să vă spun, referent de urbanism, care am materialul care am prezentat mai înainte, anterior, este doamna Olero Elena. Aici, la activitatea agricolă, este doamna inginerul Moise Vera. Pentru acesta s-a colaborat permanent și cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, instituții locale și decene autorități locale, așa încât au putut fi soluționate în spiritul legii mai toate solicitările cetățenilor. Fel, activitatea în acest compartiment s-a axat pe întocmirea de situații centralizatoare privind suprafețele validate la nivel de comună, din care cele cu titlul de proprietate cu procese verbale de punere în posesie, cu sentințe judecătorești aplicate sau în curs de aplicare, comunicare instituției prefectului ca urmare a încheierii aplicării legii 165/2013, ultima lege care am operat pe fond funciar. În urma centralizării acestor date au fost identificate 80 de autori validați fără titlul de proprietate, atât pentru terenul agricol cât și forestier din următoarele motive. Terenul identificat ca și punere în posesie, lipsă de interes pentru persoanele care au solicitat reconstituirea terenului în nume propriu sau ca moștenitor, refuzarea amplasamentului la terenurile forestier solicitate la legea 18/91.
Lipsa planurilor de parcelare. Se întâmplă greutăți în identificarea moștenitorilor și adresei de domiciliu pentru cei a căror autori au decedat între timp și s-au schimbat domiciliul declarat în cererea depusă la legea 18.91. Iar cei care au dat curs înștiințărilor nu cunosc amplasamentele solicitate de autor. O atenție deosebită s-a acordat sentințelor judecătorii, urmărindu-se punerea lor în aplicare și în cel mai scurt timp, existând o singură sentință neaplicată în acest moment, este vorba de Mr. Ioan de la Brașov. Pe marginea materialului, ca să nu îl citesc pe tot, aș putea să spune că la nivelul Comunei Coțovănești suntem cu legea fondului funciară aplicată, adică eliberarea titlului de proprietate, în procent de 97,8%, 98%, adică aproape în totalitate, mai rămânând aceste cereri care nu au putut fi soluționate, ceea ce vă știți, explicat și doamna inginer în material, pentru că s-au depus cereri de către bătrâni, părinți, bunici ce ne-au mai depus, între timp au decedat, ăștia moștenitorii, copiii, nu cunosc amplasamentele și nici nu mai prezintă interes, nici nu mai doresc să mai iau terenul ăsta, dar noi ne-am înregistrat cu cererile. Până la urmă vom găsi o soluție în care să le rezolvăm. Informare privind completarea registrului agricol. Aici s-a ocupat doamna Daniela Liliana, ea este pensionată medical, începând 1 ianuarie 2016, dar ea nu mai desfășoară activitatea din vara anului 2015 și de registrul agricol s-a ocupat referentul operator de rol, doamna Adina, doamna Antochi. Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii și la buna utilizare a resurselor locale, administrației publice locale, organizarea ținerii la zi a registrului agricol pe suport de RT și în format electronic, potrivit formularul registrului agricol, prevăzut în anexele 1-2 și la hotărârea Guvernului 1632 pe 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014. Registrul agricol constituie document oficial de evidență primară unitară din care se înscriu datele privind terenurile deținute pe care categorie de folosită, modul de utilizare a suprafeței agricole, suprafața arabilor cultivate, cu principalele culturi, numărul pomilor efective de animale, utilaj de transport, construcțiile gospodării. Dacă vreți, este o oglindă a comunii în ceea ce privește locuințele, locuitorii, animalele, pomii și așa mai departe, terenurile arabile, neagricole, forestiere și așa mai departe. La nivelul Comunei Coțovănești pentru perioada 2010-2015 sunt înregistrate un număr de 2059 de poziții de rol, fiecare poziție având câte 10 pagini de completat, aceasta fiind mult mai complexe față de anii anteriori. După cum urmează, pe satul Coțovănești 436, Bâlca 360, Borșan 355, Tămășoaie 122, Boiștea 12, Decedați 335, Străinași 410. Persoane juridice 30. Fiecare poziție de rol are 11 capitole care se completează în conformitate cu prevederea articolului 18 ordonanței Guvernului numărul 28/2009, aprobate cu modificări și completările de rigoare conform legii numărul 28/2009. Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularilor. Din situațiile centralizate a terenului arborului care este declarat ca fiind utilizat pe sate este satul Coțofănești, 357,9 hectare, Borșanul 399,6 hectare, Bâlca 439,8 hectare, Tămășoaia 99,7 hectare, Boiștea 45,2 hectare, Străinași 191,1 hectare. Numărul de pomi fructiferi declarat sunt în total de 15.750 bucăți, din care merg și per 5.860 bucăți. Evoluția fecturilor de animale în cursul anului 2012 în gospodările cu domiciliu în localitate se prezintă astfel. Bovine 472 de capete, ovine 1.569, caprine 1.035, porcine 1.095, cabaline 259, păsări 6.985. În anul 2015 la Bovine s-au înregistrat s-au înregistrat din fărtări un număr de 130 capete viței, un număr de 1300 capete miei, un număr de 700 capete iezi. Cu toate acestea, numărul animalelor și în special la bovine a scăzut. Pe baza înscrierilor în registrul agricol în 2015 s-au eliberat un număr de 11 certificate de producători privind proprietatea asupra animalelor, păsărilor, terenurilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, de asemenea în vederea acordării unor forme de sprijin financiar producătorilor agricole, cum ar fi măsura 141 și măsura 121. Suprafețele
Suprafața caselor de locuit construite pe raza localizației este de 99.272 metri pătrați, a grajurilor este de 42.925 metri pătrați, magazin și ambare 6.577 metri pătrați, anexe 4.722 metri pătrați, suprafețe înregistrate în baza documentărților cadastrale și a măsurătorilor în teren. Date de înscrisă în registrul agricol sunt utilizate la INS și constituie sursa principală de informații la nivelul unităților administrative teritoriale pentru eliberarea de adeverințe și alte cereri ale populației comune. La nivel de comună mai sunt de ridicat un număr de, astăzi am și afișat un număr de 16 titluri de proprietate care din diferite motive oamenii cetățeni nu s-au prezentat să le ridice și am recurs să le trimite comunicare pentru a se prezenta la primărie pentru a intra în posesia actelor de proprietate. Datorită complexității pozițiilor de rol, de înregistrare pentru fiecare suprafață de teren pe care o deține, proprietarul de a trece modul de dobândire, numărul, a trebuit să caut în arhiva unității de toate aceste acte, foarte multe încă din anii 1997-2005, nefiind aduse la primărie și nefiind înregistrate. Totodată, volumul de lucru s-a dublat prin introducerea datelor de registru agricol pe suport de hârtie și format electronic, ceea ce vă spuneam mai înainte. Mulțumesc! Pe această cale, domnul primar a luat măsura de a mobiliza o parte din colegii mei care m-au ajutat pentru a introduce în format electronic și să reușiți să se introducă un număr de 160 de poziții de rol de 60% și la mulțumesc. Raport la Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu. Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu. Funcționează în Căminul Cultural Coțovănesc sub îndrumarea și oblăduirea legii bibliotecarilor numărul 334 din 18 iunie 2002, care reglementează diferite aspecte legale de activitatea bibliotecarilor. Biblioteca are un program de lucru zilnic între 8 și 16, cu un volum de carte estimat la 8768 volume, din care 2725 beletristică, 430 literatură pentru copii, la diferența fiind carte diversificate. Prin programul Biblionet, care înseamnă un pas important pentru informare și care este dedicat persoanelor de toate vârstele, biblioteca comunală este dotată cu 4 calculatoare conectate la internet, dotate cu camere, căști și microfoane, o imprimantă, un scanner, un fotocopiator, un proiector, ecran de proiecție. Ceea ce duce la o bună desfășurare a activității și cu speranța de a veni în ajutorul atât elevilor, cât și în mare parte a tineretului de care face parte de care se pare că sunt foarte interesate în acest moment. Programul Național Biblionet, lumea în biblioteca mea, parte în Programul Mondial Global Liberii, finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și implementat în România de către Fundația Internațională, are ca principal scop facilitarea accesului populației la mijloacele tehnologiei informaționale în vederea asimilării de către toți membrii comunității locale a utilizării noilor tehnologii, ale informării și comunicării pentru creșterea calității vieții, acces internet pentru informare și rezolvarea unor probleme de sănătate, învățământ, la distanță, piața muncii, asigurări sociale, administrație, turism, petrecere a timpului liber, etc. Facilități de comunicare prin poștă electronică. În paralel cu activitatea desfășurată în cadrul bibliotecilor Actul de Cultură din Comuna Coțovănești, a desfășurat continuu sub directa îndrumarea cadrelor didactice care constituie tot timpul un model de urmat în ceea ce privește programul Să Învățăm Împreună pentru a nu abandona școala, care cuprinde cele două proiecte, A Doua Șansă și Prevenirea Părăsirii Timpurii a Școlii. În acest sens, patronajul și cu ajutorul material deosebit din partea primăriei și a primarului comun, școlile comune au făcut dovada interesului pentru actul de cultură prin diversele activități culturale organizate în spațiile căminilor culturale amenajate prin grija autorităților și nu numai, și la monumentele istorice. Ale eroilor, pardon. Activitatea de protecție și asistență socială. Activitatea de protecție și asistență socială s-a desfășurat în contextul respectării legislației în vigoare. Până la data 31.12.2015 au fost întocmite un număr de 1330 anchete sociale, din care Comisia de Evaluare, am uitat să vă spun bibliotecar, este doamna Mocanu Carme, la urmă se enumărea. Comisia de Evaluare Complexă la Persoane cu Handicap, 32 anchete sociale, reevaluare copii instituționalizat, reevaluare copii cu dizabilități, Comisia pentru Protecția Copilului, 98, 24 anchete sociale pentru acordarea ajutor social, dosare noi, 926 anchete sociale pentru reactualizare, dosare ajutor social și alocație de susținere, 11 anchete sociale
Judecătoria Unești, 21 anchete sociale pentru programul Euro, achiziționare de calculatoare, 28 anchete sociale pentru acordarea bursei bani de liceu, 162 anchete sociale pentru rechizite școlare, 28 anchete sociale pentru poliția. Activitatea de protecția copilului s-a desfășurat în contextul respectării codului familiei și a legii numărul 272/2007 privind 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. La nivel de comună sunt instituționalizați 8 copii adulți cu handicap, din care 4 copii la Centrul Alexandra Onești și 4 adulți, din care 3 la CRNRP Răcăciuni și Comănești. Pentru copii aflați în situații cu risc, au fost întocmite plan de servicii, unde se urmărește situația familiei și a copilului sub raport social, educațional, medical, juridic și psihologic. O altă categorie de persoane care beneficiază de protecție socială sunt persoanele aflate în grade de invaliditate. Aceste persoane, datorită unei infirmități pe care le au sau diverse boli, nu își pot realiza existența zilnică, fapt pentru care este necesară intervenția statului pentru acordarea unor facilități a acestor persoane. Cadrul legislativ care reglementează aceste drepturi este legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor și persoanelor cu handicap, măsuri ce au ca scop prevenirea, atenuarea, înlăturarea consecințelor profesionale, economice și sociale ale handicapului prin depistarea activă și operativă a persoanelor cu handicap, asistență medicală și educație normală sau specială a persoanelor cu dizabilități, orientarea școlară și profesională, calificarea sau sprijinirea încadrării în muncă și integrarea socială a persoanelor cu handicap. Persoanele cu handicap sunt acele persoane care, datorită unor deficiențe senzoriale, fizice sau psihice, nu se pot integra total sau parțial, parțial, temporal sau permanent, prin propriile lor posibilități, în viața socială și profesională, necesitând măsuri de intervenție prin protecție socială. La nivel de comună, avem un număr de 71 de persoane cu grad de handicap și aici ne referim la grad de handicap grav, accentuat și mediu, persoane care beneficiază de drepturi și protecții conform legislației sus menționate. Menționăm că un număr de 21 de persoane cu handicap grav, din care 4 copii și 17 adulți, beneficiază conform articolul 42 alinea 2 din legea numărul 448/2006 de indemnizații în quantum de 777 lei de la 1 iulie 2015. Acești bani sunt acordați din bugetul local. O altă latură care vizează activitatea în domeniul asistenței sociale este soluționarea cererilor privind acordarea prestațiilor sociale care se materializează în alocații de stat, alocații de susținere a ajutoare sociale și ajutoare pentru păzirea locuinței și ajutoare de urgență. Alocațiile familiale se acordă familiilor copii și au în vedere creșterea și educarea acestora. Menționăm că de aceste alocații beneficiază copii cu vârste de la 0 la 18 ani. În acest an au fost întocmite un număr 71 de dosare de alocații de stat conform legii numărul 61/93. Ajutoarele sociale. Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor ale căror venite sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului de ajutor social, familiile beneficiare au obligație legală față de bugetul local conform prevederii legii numărul 53/2003, prin codul fiscal de a-și achita impozitele preferite. Beneficiarii de ajutor social au obligații conform legii de a depune cerere, declarare și propriul răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială. De a prezenta dintre 3 luni adeverință de la TOFM, de la Oficiul Forțelor de Muncă, că nu au un număr de 10 persoane au absolvit cursuri de vânzători organizate de ATOFM Onești. Vă informez că în perioada pe care o analizăm, ianuarie-decembrie 2015, sunt înregistrate în registrul special de la punerea în aplicare a legii un număr de 1074 dosare. În acest an au fost aprobate un număr de 24 cereri din totalul 279 dosare în plată la data 31.12.2015. Menționă că din anul 2011 plata ajutoarelor sociale se face de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău. Verificarea și monitorizarea acestor ajutoare, precum și a alocațiilor de susținere, se face de către AJPIS Bacău. Conform actului normativ menționat, beneficiarii de ajutor social primesc și suma de 58 de lei ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece, noiembrie-martie, deci pe 5 iunie. Început cu data de ianuarie 2007, a intrat în vigoare ordonanța de urgență a Guvernului 7/2006 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței altor persoane și familii alte decât cele beneficiare de a venit minim garantat. Pentru sezonul rece, noiembrie 2015-martie 2016, a fost înregistrat un număr de 124 de cereri cu suma de 228.201 lei bani din transfer de la bugetul de stat.
ajutoare de urgență. În acest an, conform hotărârii Consiliul Local numărul 22 din 30 aprilie 2005, a fost acordat un număr de 4 ajutoare de înmormântare cu suma de 3.000 de lei. Va trebui ca și pe viitor să existe o permanență colaborare între toți factorii responsabili pe plan local pentru a acționa cu operativitate în vederea soluționării operativei a situațiilor care vor apărea. De compartimentul de asistență socială se ocupă doamna Savin Tatiana și doamna Ailene Liliana, fiecare pe, având bine delimitate atribuțiunile. O parte sunt doamna Savin se ocupă partea de ajutoare sociale și ajutoare de urgență, doamna Ailene se ocupă cu partea de anchete sociale, de copii institucionalizați, familiale. Activitatea pe linie de stare civilă, aici se ocupă domnul secretar, domnul Mare Vasile. Și pe linie de stare civilă s-a acordat o atenție cuvenită pentru desfășurarea unei activități corespunzătoare în contextul respectării conținutului legii numărul 19/96 și a metodologiei de aplicare a acestei legi, precum și a prevederilor legii numărul 23/1999, pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Familiei și din legea numărul 119/96. În anul 2015, până la data 31 decembrie 2015, au fost înregistrate 65 acte și fapte de stare civilă, după cum urmează. 5 acte naștere, ne referim la naștere care au avut loc la domiciliu și transcrierea actelor. Nu, celelalte care au loc la Onești nu le înregistrăm noi. Registrează Onești, unde are loc naștere, că de născut s-au născut mulți. 10 acte de căsătorie și 50 de acte de deces. Au fost eliberate la cerere numărul 223 certificate de stare civilă, din care 63 certificate de naștere, 21 certificate de căsătorie, 69 certificate de deces. Imprimantele de stare civilă și arhive sunt în deplină siguranță, asigurate cu fișete metalice cu încuietoare. Până la această dată nu au fost înregistrate pierderi sau sustrageri de documente de stare civilă. Activitatea de stare civilă a fost verificată de organul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău în luna iulie 2015, care a constatat că s-au respectat prevederile legale care reglementează activitatea din acest domeniu. Raport de activitate a compartimentului de protecție civilă. Aici, la protecție civilă, responsabil este domnul inspector pe linie de protecție civilă, domnul Miftode Petre. Activitatea compartimentului de protecție civilă și a serviciului voluntar pentru situații de urgență, care reglementează, este reglementarea de următoarele legi. Ordin numărul 718 iunie 2005, ordin numărul 1084 în 6 februarie 2006, ordin numărul 360 din pentru stabilirea criteriilor de performanță din 14 septembrie 2014, compartiment și alte acte normative. Compartimentul protecție civilă, protecție mediului și protecție muncii în anul 2005 a desfășurat următoarele activități pe partea de protecție civilă. A gestionat datele și informațiile privind situațiile de urgență, recepționarea avertizărilor hidrometeorologice, transportul de deșeuri sau substanțe periculoase. A asigurat permanență în caz de cod galben. A difuzat prin rețeaua locală TV, dar și la unitățile economice și instituții cu sarcini în cazul apariției unor situații de urgență, a unor norme de comportament în cazul apariției unor situații de urgență. A participat alături de unitatea de intervenție a ISO Adjud la stingerea unui număr de 4 incendii pe raza comunei Cosovanești. A intervenit la stingerea 2 incendii pe raza comune, unul pe drumul de legătură între satele Bârca și Borșan, celălalt pe dealul Bârci, bazinul 3, cu forțe proprii și echipament în dotare. S-au efectuat controle la instituțiile subordonate primării, școlile și biserici, constatându-se că stingătoarele au depășit termenul de garanție și s-a dispus măsura revizii și reîncărcării acestor. S-a verificat conținutul pichetului PSI și acolo au fost constatate lipsuri din inventar, s-au dispus măsuri măsura completării. S-au verificat agenții economici și persoane fizice care comercializează recipienți sub presiune, butelii și pe linia respectării normelor presiunii, amplasarea punctelor de depozitare față de sursa de foc, dotare cu stingătoare. Membrii AISU Bacău au efectuat controle la agenții economici în statele comune, acestora fiindu-le reamintite normele PSI și măsurile care trebuie luate. În date de 19.01.2005 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, dispus de reprezentanța ISO Bacău. În perioada verii, bisericile din cadrul comunei au fost verificate de către reprezentanți ai formației de pompieri Onești cu privire
la dotarea cu mișloace de intervenții în caz, în caz de incendiu și existența planului de acțiune și intervenție. Pe linia întocmirii documentelor sau întocmiri. Planul de pregătire în domeniul situației de urgență, planul de evacuare, planul de apărare la cutremur și alimentări pe teren, planul de alarmare, planul de asigurare a continuării activității primăriei în cazul apariției unor pandemii de gripă nouă. Planul de apărare de inundații și poluare accidentale, planul de analiză și acoperire a riscului comunal cu Țofănești. Activități de conștientizare a publicului au fost organizate împreună cu canalele de media locale, cu școlile, dar și cu orice alți parteneri care au capacitatea necesară de a se implica în pregătirea pentru situații de urgență. În reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunii Coțofănești au fost încheiate un număr 24 de contracte de voluntariat cu cetățenii comune, urmărind să se realiza un timp de răspuns mai bun în cazul apariției unor situații de urgență. Șeful SBSU a încheiat un curs de pregătire profesională și sunt instruiți un număr de 3 voluntari în cadrul compartimentului de prevenire, prin aceasta mărindu-se gradul de profesionalism. Reamintim că, potrivit prevederilor legale, avem o lipsă de 3 specialiști în prevenire. Avem în vedere obligații legale ce revin primăriei și Consiliului Local și referatele întocmite de către Inspectorul de Protecție Civilă în cursul anului 2016 va trebui completată baza materială și cu o motopompă, iar pentru nevoile de alarmare este prezentarea achiziționarea unei sirene automatizate conectate la sistemul de alarmare centralizat la nivel de județ. Baza materială a serviciului rămâne totuși deficitară, nefiind completată cu materialele necesare pentru intervenție la alte categorii de situații de urgență, cum ar fi cele generate de cutremuri, alunecări de teren, inundații. De asemenea, nu este completată dotarea necesară funcționării Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ. În perioada 19.01.2015, 20.01.2015, Comuna Coțofănești a desfășurat controlul privind apărarea împotriva incendiilor și protecție civile, executat potrivit prevederilor legii 37 privind apărarea împotriva incendiilor, legii numărul 481 și așa mai departe. Pe linia înștiințării, avertizării și alarmare populațiilor, în cazul apariției unor situații de urgență sau efectuat revizia sirenei electrice instalată pe acoperișul oficiului poștar Coțofănești. Pe linia acțiunilor de intervenție, în cazul apariției unor situații de urgență, în special incendii, s-a cooperat cu formația de pompieri adjunct, la care sunt arondați, aceștia fiind îndrumați spre locurile de intervenție, s-a suplimentat de efectivul lor cu voluntari din rândul cu cetățenilor comune, s-au adus materiale de intervenție în dotarea serviciului voluntar al comunei. Furș, Lopez, Găleț și așa mai departe. În continuare se va acționa preponderent pe activitatea de prevenire pe linia informării și conștientizării populației asupra măsurilor și activităților necesare în cazul apariției unor situații de urgență și în măsura resurselor existente pentru mărirea bazei materiale necesare desfășurării în bune condiții a acestui compartiment. Haideți să mai dau ceva și să terminăm. Raport privind starea învățământului din anul 2015. Întreaga activitate instructivă educativă din școala gimnazială Coțofănești și structurilor sale este desfășurată respectând cerințele legii educației naționale, legea numărul 1 din 0501-2011, a metodologiilor de aplicare a legilor educației naționale, regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, preuniversitatul ordinul numărul 5115 din 15-12-2014, precum și a recomandărilor venite din partea Inspectoratului Școlar Județului Bacău și Administrații Publice Locale. La resurse umane, se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea personal didactic calificat titular la majoritatea disciplinelor. Astfel, încadrarea personalului didactic a fost următoarea. Educatoare 5, din care 2 definitivat, 1 gradul 1, 2 pensionare gradul 1 și 2. Învățători institut 12, din care 4 gradul 2, 5 gradul 1, 2 pensionari gradul 1 definitivat, 1 necalificat în curs de calificare. La profesor 16, din care 2 deputanți, 2 definitivat, 4 gradul 2, 7 gradul 1, 1 necalificat la limba romanistă. Încadrarea cu personal didactic auxiliar, secretar bibliotecar, o normă contabilă 050 norme, încadrare cu personal didactic, școala primară Coțofănești 075 norme, e vorba de oameni femeile serviciu, școala primară Bârca 075 norme, școala gimnazială Borșan 025 norme, școala gimnazială Coțofănești 1.70 norme muncitor, 2 norme fochist, o normă muncitor calificat, o normă șofer auto.
S-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrarea personalului didactic calificat, s-a monitorizat mișcarea elevilor cu respectarea legislației, s-a asigurat derularea în bune condiții a programelor de chestii școlare gratuite, cor și lapte, euro 200. S-a asigurat participarea cadrelor didactici la cursurile Bacovia organizat de CCID Bacău. S-a asigurat negocierea și soluționarea tuturor situațiilor care ar fi putut genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul elevilor. Curriculum. Pentru implementarea curriculumului școlar, în conformitate cu planul de cadru programului școlar, la decizia școlii. S-a asigurat programe școlare de manuale necesare, s-a verificat și avizat planificările, s-au elaborat planuri menageriale și anual și semestriale. S-au asigurat funcționarea comisiilor și cadrelor de școală, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat bună desfășurare a evaluărilor naționale a elevilor din clasele a 8-a în școală, precum și a evaluărilor naționale a claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. S-a monitorizat completarea corectă și la timp a documentului școlare, s-a asigurat archivarea și păstrarea documentului școlare, s-a asigurat desfășurarea activităților metodice a inscripției pentru obținerea gradului didactic, s-a realizat și a fost pentru tot personalul școlii, s-a asigurat consultații în probleme de curriculum, s-a asigurat desfășurarea conform tematic și grafic de activităților extracurriculare propuse. În luna iunie am încheiat anul școlar 2014-2015 cu următoarele rezultate. Elevi înscriși 243, elevi promovați 227, promovare 293%, elevi corigenți 2, elevi cu situație școlară neîncheiată 7, elevi repetenți 7. Elevi clasele 5-8, elevi înscriși 198, elevi promovați 112, rata de promovare este 57%, elevi corigenți 52, elevi cu situație școlară neîncheiată, abandon 19, elevi repetenți 15. În perioada 17-19 august 2015 a desfășurat examenul de corigență la clasele a 8-a la care au promovat 5 elevi din 5 elevi corigenți. 100%. Examenul de corigență în clasele 2-7 urmează se desfășura în perioada 28-4 septembrie 2015. Activitățile pregătirii de suplimentare a elevilor s-au desfășurat la ciclul primar și la cel gimnazial și profesoral. În acest an am organizat ediția 4-a a concursului Cupa Întâiune Cristian Mogozan, în parteneriat cu mai multe instituții din județul Bacău, ISJ Bacău, DSJ Bacău, Primăria Coțofănești, școala clasele 1-8 Căiuț, școala clasele 1-8 Târgu Troțu, școala clasele 1-8 Voituz. Trebuie ridicat un semnal de alarmă privind scăderea populației școlare la nivelul comunii, dar mai ales în satele Borșan și Coțovrești. Astfel, în satul Borșan va funcționa începând cu 3 septembrie 2015, doar grădinița cu program normal Borșan cu o grupă de 14 copii, școala fiind comasată la școala gimnazială Coțovrești. În satele Bucăr Tămășoare sunt copii, dar nu avem spațiu suficient săl de clasă, ceea ce spuneam că facem acum la Bucăr, grădinița ca să fie suficient. Ca puncte slabe în activitatea noastră, enumerăm absenteismul și abandonul școlar, în primul rând, a elevilor romi, acest fapt realizându-se mai ales în rândul elevilor în clasele 5-8. În perioada 04 aprilie-02 noiembrie 2005 am derulat proiect cofinanțat din Fondul Social European cu programul operațional sectorial dezvoltare resurselor umane 2007-2013 cu domeniul major de intervenție 2 cu 2, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, proiectul denumit Să învățăm împreună pentru a nu abandona școala. A fost realizat un parteneriat cu școala gimnazială numărul 3, numit Sărat, în care au fost implicați 60 de elevi de părăsire timpurii a școlii, 40 de tineri care nu au o clasă și 15 părinți a elevilor cu risc de părăsire timpurii a școlii. Rezultate la evaluarea națională. Din total de 49 de elevi înscriși în clasa 8-a la școala gimnazială Cotovănești, la începutul anului școlar 2014-2015, au promovat și au fost înscriși la examenul de evaluare națională 22 elevi, altfel, adică 44,89%. Prezența elevilor la examen a fost de 17 elevi, adică 77,27%, la ambele probe. Rezultate finale la evaluarea națională relevă un procent de promovabilitate de, în general, de 47%, 8 din cei 17 elevi, de exemplu, obținând o medie la evaluare națională peste 5 și o medie de promovare de 7,05. Repartiția pe categorie medie este prezentată în tabelul și figura de mai jos.
sub 59 elevi, între 5 și 59, 4 elevi, între 7-6-99-2 elevi, între 7-7-99-2 elevi, între 8-8-99-0 și între 9-10-11-0. Pe discipline, promovarea mare a fost înregistrată la matematică 82,3%, față de limba și literatură română 47%. Foarte curioasă. Comparând rezultatele școlare în clasele 5-8 cu notele și media la evaluare națională, se observă că la majoritatea elevilor tendința de scădere a performanței școlare din clasele 5 până în clasa 8 și, în general, rezultate la evaluare apropiate ca valoare de medie generală din clasa 8, în special la disciplina matematică. Resursa financiară și materială. Am evaluat împreună cu Partidul Financiar Comunitar de la Primărie proiectul de buget al școlii unității școlare. M-am preocupat de asigurarea condițiilor de confort necesare desfășurarea activității didactice. M-am preocupat de devoluarea condiții corecte și la termen a programelor de dotare a unităților școlare și cu materiale sportive, cărți pentru bibliotecă, materiale pentru laborator, mobilier pentru grădiniță, asigurarea cu planșe și hărți. M-am preocupat de utilizarea spațiilor școlare prin lucrări de vârâie, vârâie, etc. În luna iulie și august au fost realizate lucrări de reparare curente și igienizare în proporție de 90%, urmând ca și în prima săptămână din septembrie să se finalizeze lucrările de dezinsecție, de ratizare și de parazitare la toate școlile din comună. S-au curățat coșurile sobilor și coșul de la centrală de lemne. Singătoarelor a fost verificate, iar materialul lemnos a fost adus în proporție 100%. La școlile din satul Bâlcat și Tămâșoare s-au verificat și departe toate sobile. Primind dotarea cu manuale școlare, am primit 5% din comandă, manualele numai fiind în acord cu programa actuală, iar profesorii și elevii fiind nevoiți să folosească auxiliare didactice achiziționale la librării. Doar la clasa 1 avem abecedarul și matematica prin proporție de 100%. Activitatea educativă și școlară și extrascolară sunt desfășurate în mod deosebit la orele de consiliere și cu diverse activități, cum ar fi omagirea unor oameni de cultură, comemorări, programe artistice în cadrul pomului de Crăciun, zile de 8 martie, ziua eroilor, ziua copilului. Trebuie remarcată implicarea și sprijinul permanent al domnului primar al Comunei Cotsomănești pentru rezolvarea tuturor problemelor școlii. Informarea postului de poliție Cotsomănești. Materialul a fost completat și realizat de domnul director Baciu Florin. Informare primă activitățile desfășurate și rezultate obținute de către lucrătorul postului de poliție comunal Cotsomănești în anul 2015. Măsurile de întreprinsă în deplinarea atribuțiunilor specifice. Obiectivul principal în activitatea de desfășurare a postului poliție Cotsomănești este crearea unui parteneriat între poliție și cetățeni, unități de învățământ, medii de afaceri, autorități neguvernamentale, autorități publice, autoritatea publică locală, etc. Având ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracționalității îndreptate împotriva patrimoniului, a vieții și integrității corporale a persoanelor. S-au desfășurat activități specifice în conformitate cu dispoziția IGPR numărul 123/2012 privind obiectivele și misiunile poliției române. Postul de poliție Comunii Cotsomănești se află pe raza administrativă a Comunii Cotsomănești, iar lucrătorii accesului post de poliție își desfășoară activități în conformitate cu prevederile legii 218/2002 cu modificări și completări ulterioare a ordinelor, dispoziții și metodologiilor caracter intern. Acest post de poliție în prezent este încadrat cu trei funcții, respectiv una de șef de post, ocupată de către agent șef principal Buriga de Nunci, și două de ajutor șef post, ocupate de către agent șef Folea Ștefan Florentin, și cea de-a doua de către agent Moise Nicu, care în perioada 01.07.2015 01.07.2017 este în concediu pentru creșterea copilului. Deci suntem vitregiți de un post. Lucrătorii postului de poliție Cotsomănești, având la bază actele normative în vigoare a codului pentru penal și codului procedură penală noi, intrate în vigoare la data de 01.02.2014, au desfășurat în general următoarele activități. Pe linie de cercetare penală. La început perioadei, la nivelul postului de poliție Cotsomănești, existau un număr de 116 dosare penale, 88 dosare penale cu autor neidentificat și 28 cu autori cunoscuți. În cursul anului 2015 s-au reclamat și înregistrat un număr de 197 fapte de natură penală, dintre care 69 cu autori necunoscuți și 121 cu autori cunoscuți.
În total au fost în lucru 309 dosare penale, din care 187 dosare penale cu autori neidentificați în acest... în care 69 cu autori necu... Da, stați că am sărit. În acest număr, așa, intră toate dosarele existente din anul 2006 și nu au fost prescrise și 149 cu autori cunoscuți. În perioada analizată au fost soluționate în total 126 dosare penale, din care un număr de 30 dosare penale cu autori necunoscuți și 93 dosare penale cu autori cunoscuți. La sfârșitul perioadei analizate au rămas în lucru în total 83 dosare penale, din care un număr de 127 dosare penale cu autori necunoscuți și 56 dosare cu autori cunoscuți. Foarte multe cu autori necunoscuți, 127 dosare. Sunt mai anul trecut, dar nu e gata. Au fost 116 dosare în total, din care 82. Și anul trecut, anul trecut, de la 1 ianuarie până anul ăsta, la 1 ianuarie, câte au fost în total? Nu, îmi cer scuze, doamnă. Și uitați, că revin pe asupra materiei. Vă rog, am fost, dar am pierdut. În perioada în care... Deci, anul trecut mă interesează, câte au fost? La sfârșitul perioada analizate, deci perioada analizată este pe anul trecut. Sau le puneți pe alea în 2006 încoace. Nu, alea sunt mai multe, 300 și 309. Da. Bun, atunci ce până de anul trecut. Da. 183 de dosare. Din care, un număr de 127 dosare cu autori necunoscuți, aici m-am mirat, că sunt foarte mulți. Din 2006. A, din 2006. Azi eu am înțeles ceva cu 2006. Deci din 2006. Deci eu am reținut bine cu 2006. A, nu trecut să-și arții, că acum dacă tot... În 2000 e scris aici, câte au intrat. 2016. În 2015 au intrat 69. 69 dosare avem în 2005. Și 30. Deci 39 au rămas. Deci 39 cu autor... Ne-am trecut. A fost constat... S-a lămurit chestiunea, da? Da. A fost constatat un număr de 12 infracțiuni în flagrant, doar dintre care 8 de furt și 2 la regimul circulației pe drumurile publice, conducerea unui auto fără a avea permis de conducere, 2 la regimul silvic, tăieri și furt de arbor fără... Mă scuzați un pic, mă scuzați, așa... Da. Îs la primăria, am ședință, spune-mi te rog. Bine, o să sună mamă de la dirigindă, dacă vă duce la dirigindă. Unii la dirigindă acasă? De ce-ți faci la dirigindă? Sună pe mamă, dar ce-i ziua ei, ce-i? Păi și de ce mai? Sună pe mamă ta. Sună pe mamă dacă nu... Sună pe mamă dacă nu pot vorbi. Da, nu. Sună pe mamă. Bine, da. Așa. Și două la regimul silvic, tăiere și fur de arbă fără drept. La acest capitol vă facem cunoscut faptul că soluțiile și dosarele penale soluționate sunt date de către parchetul de lângă judecătoria Onești și în funcție de soluții acestea sunt avizate de către judecătorul de cameră preliminară sau judecătorul de drepturi și libertăți, numit din cadrul judecătoriei Onești potrivit unor coduri, noilor coduri penal și de procedură penală. Pe linia constatărilor contravenționale au fost aplicate un număr de 153 sancțiuni contravenționale, 62 fiind la legea 861 pe 91, 11 la regimul silvic, 5 la evidența populației, 19 la legea 303 pe 2003, asta e vorba de pază și ordine, 8 la legea 12 pe 90, 48 la regimul circulației, în valoare de peste 90.000 lei. Au fost făcute 6 confiscări de materiale lemnos, cantitatea de 18,5 metri cub în valoare de 1.100 lei. Pe linie de petiții diverse. În această perioadă au fost înregistrate 100 de petiții și au fost primite în audiență 21 persoane. Problemele acestor înregistrate. Alte activități. Au fost rezolvate un număr de 1.230 lucrări generale executate, 43 mandate de aducere fiind identificate o persoană
o persoană. Lucrătorul postului de poliție a intervenit la 101 apeluri 112, 97 solicitări de la cetățeni pentru soluționarea unor probleme diferite. Pe linie de ordine publică s-a asigurat măsuri de ordine cu ocazia sărbătorilor religioase ce au avut loc pe raza comunei Coțofănești, împreună cu reprezentanții poliției locale Coțofănești și administrații publice locale, nefiind înregistrate acte de dezordine sau tulburare a ordinei publice care să necesite intervenția altor altor efective, jandarm și așa mai departe. Au fost executate un număr de 154 lor, din care 35 intracomunale și 90 intercomunale. Patrulări intracomunale au fost executate de către un lucrător din cadrul poliției postului de poliție Coțofănești și un polițist local din cadrul poliției locale Coțofănești. Patrulările intercomunale sunt executate de către polițiști din cadrul postului de poliție aparținând secției numărul 10 Poliție Rurală Ștefan cel Mare, însoțit de către luptători SAS cu, sau jandarmi din cadrul brigăzilor, brigăzii mobile de jandarmi Bacău, baza planificării întocmite de către la nivelul secției numărul 10 Poliție Rurală Ștefan cel Mare. După cum se știe, pe raza satului Coțofănești și Bâlcan, din toamna anului 2013, s-a introdus sistem de supraveghere video. Sistem care este ineficient, deoarece nu a ajutat la nicio identificare de autor de furt produse pe raza comune. Aici nu-i drept ce a scris, pentru că nu a luat-o procurorul ca probă, dar aia de la școală de acolo, eu am confirmat cine este. Domnule primar, dar nu asta am spus, dar nu înseamnă că n-am ajutat. Adică ne ajută să pornim pe un drum. Exact, să pornim pe un drum. Și să știm cine, dar nu ce ia procurorul în calcul. Aici e problema. Nici instanță. Exact. Dar asta nu înseamnă că el este ineficient. Aici am vrut să punctez. A fost în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 31-10-2013, cetățenii care sunt beneficiari ai prevederii legii numărul 416-2001 execută serviciul de pază comunală în limita orilor în care aceștia trebuia să execute activități neremunerate în folosul comunității cu respectarea legii 333-2003 cu modificări și completări ulterioare. După cum am arătat în informările anterioare cu privire la sistemul de supraveghere video, aș dori să vă supun atenție faptul că acest sistem pe timpul nopții este ineficient, acest fapt datorită lipsei unor surse de iluminare mai puternice în zonele unde sunt montate aceste camere și faptului că rezoluția camerelor este foarte slabă. În acest sens, vă rog, în limita bugetului alocat segmentului de ordine public să rezolvați această situație. Aici, da, e corect. Când de noapte e foarte greu să mai vede. Se dă oricum circulare. Pe linie rutieră. Pe linie rutieră s-a desfășurat activități pe linie prevenire evenimentelor rutiere, în special pe drumurile comunale, care intră în competența lucrătorilor din cadrul postului de poliție și s-au soluționat 12 accidente de circulație, din care au rezultat doar pagube materiale. Au reținut în vederea suspendării un permis de conducere și au ridicat două certificate de matriculare pentru încălcarea normelor rutiere, fiind constatate două infracțiuni de conducere fără permis. Toți lucrătorii în cadrul postului de poliție Coțofănești au calitatea de polițiști rutieri prin dispoziția șefului PJA, iar potrivit competențelor soluționează accidentele cu pagube materiale ce au loc pe drumurile județene, comunale sau alte locuri. Cele cu mortăciuni, vin cei de la oraș. Pe linia prevenirii a furtelor de lemne, de furturile de lucernă, materiale rutiere, pe linia asigurării obiectivelor economice și sisteme de pază și alarmare și pe linia de ordine publică în baza planurilor de acțiune în sistem integrat întocmite la nivel de secție poliție rurală pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. La nivelul postului de poliție Coțofănești, prioritare sunt prevenirea și combaterea infracțiunilor de furt din locuințe, de animale, de materiale lemnos, de producție agricole, de pe câmp și de a stopa fenomenul privind furturile de șpalier din viile cetățenilor. De asemenea, au fost tipărite pliante cu caracter prevenit, fiind aduse la cunoștere a cetățenilor prin intermediul televiziunii locale sau direct prin discuțiile purtate cu activitățile specifice polițienești desfășurate. În perioada următoare, activitățile vor continua avându-se în vedere.
1. Organizarea de acțiuni, microacțiuni și control din, pe linia prevenirii și combaterii faptelor cu violență și altor fapte antisociale ce se pot comite în zona localelor de alimentație publică. 2. Executarea unor acțiuni punctuale în sistem integrat în zone și intervalele de timp care se comit cu preponderență furturi din locuințe, dependințe și furturi de animale mari și mici. 3. Identificarea și implicarea activă pentru consilierea părților aflate în conflict în vederea reducerii numărului de reclamații și audiențe ale cetățenilor. 4. Continuarea activităților de cunoaștere a populației, identificarea potențialelor victime ale infracțiunilor în vederea pregătirii anti-infracționare a acestora. Vă rog, problemele ridicate de cetățeni cu privire la cu privire la modul de relaționare cu lucrătorii postului de poliție, să mi le aduceți la cunoștință în scris, urmând a verifica aceste probleme și a vi se comunica materialul întreprins. Materialul este prezentat de domnul șef de post, agent principal, domnul Buliga de Luț. Raport privind activitatea sanitară veterinară desfășurată în comuna pe anul 2015. Câteva sincope cauzate de către în cadrul organizatorii creat de ANSVSA. Activitatea s-a desfășurat în limite normale ca și în anul precedent. Doar cu unele întârzieri, întârzierile în realizarea unor acțiuni, recoltări sânge, vaccinări profilactice, depistări alergice, au fost cauzate de neorganizarea de DSVSA a licitației pe acțiunile sanitare veterinare până pe 13 iulie 2015. Astfel că nu avem nici cifrele de plan pe 2015. Tot ce am făcut a fost să le urmăresc pe cele din 2014, fiindcă efectivele de animale au fost în linii mari cam același am putea realiza. Recoltări sânge anemie infecțioase CAI 229, recoltări la bovine 219 capte, recoltări sânge ovine și caprine, femele și mascul plus egal cu 150 capete, recoltări antrax bovine vaccinare 222 capete, tuberculinare bovine 282 capete. La asistență sanitară veterinară nu am avut cazuri extreme, cu excepția a doi cai care au murit în urma unor colici grave, dar și a vârstei, fiind cai trecut de 25 de ani. Nu am înregistrat pe rază comune vreo epizodie și nu am avut cazuri de infecție alimentare. Materialul este prezentat de domnul doctor, prezentat de domnul Ciopraga Jean. Activități privind Poșta Română. Compania Națională Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștare. Își desfășoară activitatea în domeniul comunicațiilor poștare, obiectivul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciului de poștă. Este furnizor unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României. La tarife accesibile tuturor utilizatorilor și la standarde ridicate de calitate. Compania este organizată în 41 de oficii județene de poștă și două sucursale, respectiv fabrica de timbre și sucursala servicii expres. Pe lângă serviciile tradiționale, clienții au acces la servicii noi bazate pe cele mai noi tehnologii, precum și precum două puncte. Mandate online, mandate Western Union și Eurogiro, e-post, încasarea ratelor acord, date de bănci și a facturilor la utilități, electricitate, telefonie, fixe și mobilă și încheierea asigurărilor RCA și locuințe. De la înființare și până în momentul de față, Poșta Română demonstrează că a fost și este, după cum o spunem, sloganul nostru, parte din viața românilor. Acest lucru înseamnă responsabilitate și promptitudine față de rolul social și economic. Scop. Oferim servicii în orice moment, de la simplă expediere a unei scrisori până la furnizarea unor servicii moderne. Viziune. Participarea activă la tranzacția societății românești spre societate bazată pe cunoștințe și succes. Misiune.
Suntem alături de oameni de peste 150 de ani și construim legături între ei, indiferent de locul în care aceștia trăiesc, lucrează sau unde trăiesc, lucrează sau spre care călătoresc. Valori fundamentale, încredere, tradiție, sârguință, performanță, principii, integritate, experiență, respect, promptitudine, rezultate. Materialul se prezintă doamna dirigintă, nu știu numele, e numele de doamna dirigintă de la Corciu. Corciu. Da. Activitatea cabinetului medical uman, SECEA NASAM MED SRL, prestează servicii medicale în cazul comunicului suferinței în baza unui contract de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate de Bacău. În anul 2015 au fost un număr de 10.539 de solicitări la nivelul cabinetului medical, reprezintând consultații medicale curente și urgente, adulți, copii, gravide, investigații medicale, tratamente medicale, consultații medicale la domiciliu. Cabinetul medical aflat în proprietatea dr. Băcescu Ana Maria a beneficiat pe linie administrativă în anul 2015 de reparații, amenajări, vederea îmbunătățirii calității actului medical. Toate lucrurile au fost finanțate cu bani din bugetul personal. Politica urmată de cabinetul medical se bazează pe reguli clare, văzând bilateral respect medic-pacient, o conduită civilizată, precum și respect criterii de calitate impuse de Ministerul Sănătății. Cabinetul medical desfășoară servicii medicale adresate persoanelor înscrise pe listele dr. Băcescu Ana Maria, precum și persoanele înscrise la alți medici, indiferent de etnie, apartenență politică, religioasă, sens. Doamna domnișoara Băcescu Ana Maria, pentru materialul. Doamnelor și domnilor consilieri, domnilor invitați, acesta a fost materialul, aceasta este situația economică socială a Comunei Coțofanești la finele anului 2015. Dați-mi voie să mulțumesc celor care au participat la întocmirea materialelor prezentate de mine. Dați-mi voie să mulțumesc Consiliului Local, aparatului propriu al primarului, deci al funcționarilor din primărie cu care am lucrat și am colucrat pentru realizarea obiectivelor pe care le-am prezentat și pentru buna, dacă vreți, desfășurarea activității pe linia de administrație publice locale în relația cetățean-funcționar public. Eu zic, domnule, că a fost un an bun, un an chiar foarte bun. Este un an, dacă vreți, de vârf din cele patru mandate ale mele. 2015. Am mai avut un an bun în 2008 în guvernarea Tăriceanu, dar anul 2015 a fost un an foarte bun, un an excelent. Și vreau să vă spun că am realizat niște investiții de anvergură, deci niște investiții solide și valoric foarte important. Este vorba de alimentare cu apă terminată, începerea asfaltării, parc terminat, doar câteva din câte vă spun. Asta, regularizarea cursului pârâului în Bâlca, foarte, foarte multe lucruri. Și lucrurile celelalte mărunte, garduri și așa împrejmuiți și așa mai departe. Deci a fost un an foarte bun, 2015, vă spun, e unul din cele mai bune ani. Și ceea ce este, pentru prima dată, chiar e nou pentru noi, pentru Consiliul Local, că intrăm în 2016 fără datorii. Și intrăm și cu excedent. Ceea ce nu s-a întâmplat absolut niciodată, nici chiar în 2008. Un lucru care grozav. Asta vine în faptul că m-am bătut și nu, acum nu trebuie să mi-ascund, adică nu trebuie să fiu mai modest decât modestul, dar m-am bătut pentru fondurile europene, pentru fondurile guvernamentale, cu tot ce s-a realizat pe fonduri europene și fonduri guvernamentale, pentru că din bugetul local nu putem să ne acoperim nici plata salariilor a funcționarilor publici și a Consiliului Local. Și utilități, telefonie, servisare la toată tehnica de calcul și așa mai departe, energie electrică, multe, multe lucruri. Deci nu putem, deci, și eu v-am mai spus lucrul acesta, pentru că dacă s-ar da autonomie locală, s-ar închide aproape 90% dintre primării. Doar 10% ar corespunde să aibă, să poată să funcționa. Și acolo unde au agenții economici puternici, unde sunt municipii cu agenții economici mulți și importanți. Acum
poți să ai și agenții economici mulți și neînsemnați, sunt mulți și importanți, adică cu, care aduc plus valoare și contribuie la înfrigirea bugetului local. De aceea revin și vă mulțumesc foarte mult Consiliul Local pentru că m-ați ajutat în promovarea hotărârilor Consiliului Local și a hotărârilor care, în special cu caracter de investiții, în care n-ați încercat să puneți bețe în roate și nu v-ați gândit la culoarea pură politică a fiecăruia, pentru că eu am spus-o și o repet. Când am intrat aici, avem un singur scop și un singur țel. Să deservim comunitatea, să fim aproape de cetățeni și să realizăm obiective care să le ușureze viața. Deci, obiective, în primul rând, cele care țin de alimentare cu apă, asfalt, canalizare, instituții publice, întreținute și așa mai departe. Deci, acesta este materialul, cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi dați voie, rog, proiect, să prezint și proiectul de hotărâri și ceea ce avem de gând să facem în 2016. Dacă vreți să facem o comparație între ce proiectul de hotărâri din 2012, dau un exemplu, să ne ducem în timp, 3-4 ani, și în 2000, să vedeți că în 2012 foarte multe obiective pe care le propuneam nu mai apar pentru că s-au realizat. Atunci propuneam asfaltare, propuneam alimentare cu apă, propuneam să reparăm școala Tămășoaia, propuneam port la Tămășoaia. Deci astea au dispărut toate, acum a venit cu ceva nou pentru 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economică, socială și de mediu ale comunei Coțovănești de Bacău. 1. Trimestrial sau ori de câte ori, situația o împune, vor fi organizate adunări cetățenești pe state, prilejul care cetățenii comune vor fi informați de modul cum a fost dus la îndeplinire obiectivele propuse și totodată vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. Imediat cum se face primăvară, o să avem o primă ședință cu oamenii, pentru și pentru pășunași, pentru informare cu salubritate și pentru curățenie comunii, pentru că să fie informați. Bine, noi facem lucrul ăsta zi de zi, dar în cadrul organizat e mai bine. 2. Lunar, în cadrul ședințelor Consiliului Local, se vor prezenta informații despre modul cum au fost soluționate de conducerea primăriei problemele ridicate de cetățenii comuni prin scrisori și audiențe. 3. Până pe 31 martie 2016, se va acționa pentru încasarea debiturilor restante înregistrate la nivelul comunei Coțovănești, atât la gospodăriile cetățenilor, cât și la, de la persoane juridice. 4. Se va urmări ca pe parcursul întregului an, pe parcursul întregului an 2016, atragerea de noi investitori pe rază comune pentru crearea de noi locuri de muncă și suplimentarea bugetului local. 5. Se vor lua măsuri ca până la data 30 noiembrie 2016 să se repare toate drumurile comunale și intersătești în limitele fondurilor prevăzute la acest capitol. Vorbim de cele care nu sunt asfaltate. 6. Se va accesa fondurile europene nerambursabile pentru asfaltarea DC116A, sat Tămășoaia, cât și a tronsoanelor de drum din celelalte sate care nu sunt prinse în lucrările de execuție în derurare. Deci e vorba de străduță. Mai avem străzi care, la Coțovănești și la Borșan, nu sunt prinse toate în asfaltare. Și acum vrem, căutăm cu odată cu Tămășoaia, să găsim fonduri și pentru străduțele care nu sunt prinse. 7. Se va finaliza lucrarea de investiții asfaltări drumuri comunale, satele Coțovănești și Bâlca, până la finul anului 2016. Noi vrem la anul ca Borșani și Coțovăneștiul să fie pe proiectul ăsta PNDL să fie gata asfaltate. 8. Se va întocmi documentația tehnică și se va demara începerea lucrării punte metalică pietonale și trafic ușor în cartierul Dallas din satul Bâlca. 9. Se va construi un pod beton la școala din satul Tămășoaia din bugetul local. 10. Se va acționa pentru finalizarea lucrării investiții alimentare cu apă satul Tămășoaia cu finanțare din bugetul local. 11. Se va acționa pentru demararea lucrării de investiții, canalizare și stații de epurare localitățile Coțovănești, Borșan și Bâlca din fonduri europene și fonduri guvernamentale. 12. Se va demara începerea lucrării de investiții, construire, grădință, nouă statul Bâlca, ceea ce o și vom rezolva cu fonduri PNDR guvernamentale. 13. Se va demara execuția proiectului tehnic și execuția lucrării de investiție, construire, grupuri sanitare la școlile în satele Coțovănești, Bâlcă și Tămășoaia. Neapărat trebuie să facem acest lucru, pentru că nu ne se va mai da autorizație de funcționare a școlilor. Deci trebuie să ai grupul sanitar lipit de corpul de școală. Deci să fie tot una cu corpul, nu mai ies copilul afară. Mai puțin Borșanul, că aici am rămas numai cu grădinița. 14. Se va acționa pentru obținerea de fonduri bănești pentru executarea lucrării în investiție, schimbare inventoare la corpurile școală B și C din satul Coțofănești, cele două corpuri care merită cu țigla.
15. Se va întocmi documentația tehnică pentru lucrări de investiții, introducere, încălzire centrale la școlile Bâlca și Tămășoaia. Vrem să facem și lucrul ăsta. 16. Se vor construi garduri metalice la școlile din satele Borșan, Bâlca și Tămășoaia. Coțovănișoare. 17. Se va finaliza documentația planului urbanistic general al Comunii Coțovăniști până la finele anului 2016. Noi vedem cât mai repede. 18. Se va demara lucrarea de investiție, extindere, rețeaua electrică, iluminat public și casnic în satul Tămășoaia, ce vă spuneam și în prezentarea materialului. 20. Se vor amenaja parcuri de joacă în satele Bâlca și Tămășoaia. 21. Se vor finaliza lucrările de investiții la bază sportivă din satul Coțovănești. 22. Se va întocmi documentație tehnică pentru construirea unui sediu de bibliotecă nou în satul Coțovănești. 23. Se va aloca suma necesară pentru renovarea exterioară a Bisericii Sfântul Gheorghe de satul Coțovănești. 24. Se vor face lucrări de modernizare și extindere la sediul primăriei Coțovănești. 25. Se va întocmi amenajamentul zoopastoral pentru pășunea Comunii Coțovănești pentru a putea fi, pentru a putea fi demarată procedura de licitație, ceea ce vă spuneam în material. 26. În limita fondurilor urbanistice se va achiziționa tehnică de calcul și mobilierul necesar pentru primăria căminilor culturale și școlilor pe raza comunei. 27. În limita fondurilor urbanistice se va achiziționa mobilier de parc și stradal. 28. Se va acționa pentru achiziționarea unui buldog excavator, autogreder, încărcător frontal, remorcă, prug, zăpadă, sărărită și vitanjă. 29. Se va avea în vedere ca pe întreg parcursul anului 2016 să asigure o asistență socială corespunzătoare persoanelor care se încadrează în prevederile legii și acordarea de ajutoare sociale de susținere a familiei îndreptățite, cât și luarea unor măsuri de ocrotire pentru copii aflați în dificultate. 30. Cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an școlar, cât și a zilei de 8 martie, ziua Unirii, ziua Eroilor, sărbătoarea recoltei, sărbătoarea pomului de iarnă, cât și luarea unor măsuri de ocrotire pentru copii, așa, se vor organiza. Se vor organiza manifestări culturale. 31. Se va urmări ca împreună cu Poliția Locală și Poliția Națională să asigurăm ordine și liniștea publică pe raza Comunii Coțovănești. 32. În limita fondurilor bănești se vor aloca sume bănești pentru lăcașele de cult, vreau de biserici. Și la 33 am omis eu, se va înființa un cabinet medical uman în satul Borșan, în școală, pentru că avem spațiu, ceea de care spuneam eu. Și mai aveam eu o măsură pe care am uitat. Camerele de luat vedere la fiecare persoană fizică. Așa, și bravo, uite aseara. Și să alocăm din bugetul anului 2016, în cât ne permite bugetul, o fi 30%, o fi 50%, la fiecare gospodărie a cetățenilor care vor să-și monteze camere de luat vedere, ca să protejeze proprietatea și cu un monitor, nu mai mult de 4 camere. Două să le suporte ca și cost Consiliul Local, primăria Comunei Coțovănești, și două proprietarul. Bine, proprietarul vrea 4, plătește 4. Da, proprietarul vrea 8, noi 2 atât. Da, noi am spus, așa am calculat noi. Ei ar trebui două camere în față și două în spate, pe lateral. Atât, vizualizat. Așa, am zis, domnule, dacă sunt 4 trebuie necesar, să-i facem noi 2 și dumneavoastră 2. Doamna primară, ați urmărit dacă are temei legal? Se poate. Pentru că nu este o sumă care... Și ultima măsură... Nu poți să iei bani la administrația publică? Prin grijă, secretarul comune, prezident al lucrării, se va comunica instituțiilor abilitate și va afișa la... Da, dar se poate. Și cum am dat cu 50 de ani de căsătorie, știți că am dat. Doamne, nu se poate, nu încălcăm legea, că nu impune. Ceea ce vă rog aici. Da, vă mulțumesc pentru. Eu nu sunt împotrivă. Trebuie stabilit o sumă de bani, că unul vrea mai performant, unul vrea mai puțin performant. Noi stabilim standardul, stabilim noi. Noi stabilim pentru că vin cu fiecare, nu stabilim și firma. Putem urma unei prezentări, puteți să vină fiecare consilier să aducă o ofertă. De la un cunoscut, n-am nicio problemă. Și o alegem pe cea mai bună, duce primar. Da. Dar primul lucrare modernizate și reparate camerele astea pe care le avem. Astea trebuie ca să aibă vizibilitate foarte bună. Da. Domnul primar, vă mulțumim foarte frumos. Vă rog să vă înscrieți la lor de cuvânt și poftiți. Ce ne doreți? Să-mi cer scuze dacă am mai făcut ceva greșeli de aia. Materialul a fost adus mie, eu l-am citit. Vă rog cine să înscrie la discuții. Vă rugăm să fim activi și să nu... Domnul Voicu. Aș vrea să spun câte cuvinte. Dar cine se mai înscrie? Vă rog, cine se mai înscrie? Domnul Voicu, cine se mai înscrie? Facem lista și pe urmă le dăm drumul la...
Cine se mai înscrie? Domnul Ivancescu. Nu? Te-ai înscris? Da, da. Bine, domnul Voicu, poftiți. Am ascultat cu interes raportul domnului primar. O să încep prin a spune câteva lucruri despre infracționalitate. Pentru că nu poți să asiguri un primar, un mediu de afaceri, nu poți să atragi investitori atât timp cât în conținut sat e dezordine și sunt obrați de infracțiuni. Și o să-i spun domnului șef de post că în raportul dumnealui, din raportul dumnealui, reiese că activitatea a fost slăbuță. Foarte slăbuță. Și credeți-mă că nu e numai părerea mea. E părerea la cel puțin 90% din cetățenii Comunii Coțofănești. Am văzut aici la dumneavoastră că aveți 11 contravenții în regim silvic. Astea le puteați face, pe cuvântul meu de onoare, sunt sigur de asta, într-o zi, nu într-un an. Într-o zi am trecut pe aici pe stradă și am văzut eu 3 papuri cu lemne. Sunt sigur că nu aveau acte. Sunt sigur că nici măcar nu erau în ordine autoutilitarele cu actele lor. Adică, ele sunt cu numele de Sibiu, cu numele de Cluj, numele de Vrancea. Codul rutier spune că în 30 de zile cel care achiziționează o mașină să meargă să-și să o înscrie pe numele său. Mașina asta circulă de mult prin sat, de ani de zile. De ani de zile circulă mașina asta prin sat, nu s-a luat nicio măsură. Sunt sigur că dacă ar fi verificat cineva actele, ar fi găsit temei legal să le fac să nu mai circule. Mașinile astea se circulă și când se fără lucernă, după când mașinile astea, acum nu se mai duc țigani cu căruțele, se duc cu mașinile. E mai simplu și nu bate la ochi. Cu infracțiunile, la fel. Păi vreau să vă spun că într-o săptămână am auzit, discutându-se, cetățenii coțofănești, că au fost zeci de furturi. Cel puțin pe la Crinte au fost cinci furturi în două nopți. De vreo 5 ori a intrat și o spart. Am înțeles că deja au început să spargă cutiile astea de distribuții, cutiile astea în care sunt contoarele. Astea nu pot fi prevenite dacă nu se ia măsuri. Și măsuri duri. Adică măsuri, la părerea mea, ar trebui să luate măsuri la maxim. Nu avertismente, nu... Sper ca anul ăsta să fiți un pic mai eficient. Ar mai fi multe zis, dar o să... Vă rog, da. Aș vrea să mai spun câteva lucruri. Nu știu dacă are legătură. Era mare, dar trebuie discutat în ședința de astăzi. Nu zis, nu avem, văd că probleme diverse pe ordinea de zi. Nu. Și de asta, dacă tot m-am scris la cum vreau, spun câteva lucruri despre gunoi. Societatea asta. Am înțeles că persoanele care locuiesc în cartierul ăsta de țigani nu au contracte, nu au pubele. Nu e normal. Dacă vreți lămuriri și dacă... Întrebarea care este și o mare lămuriri. Așa. Clarifică. Haideți vă spun cum e cu gunoi. Nu e un lucru lăsat în felul următor. După cum știți, licitația e ținută la nivel național. Acest agent economic care desfășoară această activitate de colectare a gunoiului, nu i-a dus de mine. Deci, clar, treaba. Și în județ e pe 86, pe toate celelalte, inclusiv municipiul Onești. Inclusiv prețurile s-au stabilit acolo. Acum încercăm să le mai negociem. Da. Eu o să vă informez cum stau lucrurile. Ați văzut că azi șoferul, cum l-am expediat, chiar dacă n-a fost chiar elegant, dar așa... Dar e pe bună dreptate. Așa merită. Deci, când s-au discutat, noi știți foarte bine că aparținam de Adis, de Bacău. Acolo puteam cotizații 20 de ani pe an. Bine, noi am avut diverse întâlniri la nivelul Consiliului Județean. Consiliul Județean au discutat cu cei de la guvern și așa mai departe, cu Ministerul Mediului și au făcut această licitație și ne-am ales cu acest agent economic care se numește Romprest. Deci la persoanele fizice, când am văzut 3,70 lei, nu mi s-a tot mult. Și acum o să discutăm de persoanele fizice. Ei au venit la noi și au zis așa, domnule, de câte pubele aveți nevoie?
Păi noi am spus, noi avem 1200 de poziții de rol, ele sunt mai multe, dar nu cu străinași. Noi avem poziții de rol, v-am văzut acolo, sunt mult mai multe, 1600, 1700. Local. Dar sunt cu terenul, sunt cu străinași, cu aia. Vorbesc cu locuințe. Dar noi avem nevoie, deocamdată, în zone accesibile, am zis în zone accesibile, avem nevoie de 900 și vreo 82 de pubele. Pentru că, vă dau un exemplu, la Tămâșoaia nu se poate intra cu mașina cum a ajuns în vale. La Dallas nu trece pârâul, iarna, în sfârșit. Iarna nu poate intra pe acolo, pe zona, la fosta doamnă primar, pe la Oancea, pe jos, pe acolo. Noi am ținut cont de, sau pe la Cenușă, pe la Borșani, la Sebi, cum e polițist. Și am zis așa, 1000 de pubele. Oamenii au venit, într-adevăr, cu 1000 de pubele. Ce s-a întâmplat? N-au venit cetățenii să le ridice. Aici e durere. Deci, prin fiecare sat a venit mașina. Și a venit și a doua oară. Deci, a doua oară n-a venit. Acum, noi trebuia să încasăm taxa de salubritate și am început să o încasăm, că programul care îl avem în calculatoare acum, pe nouă cod fiscal, nu de dă voie prima dată încasarea gunoiului și amenzile și după aia plătești la impozite, la clădiri, la mașină și așa mai departe. Deci nu-ți dă voie calculatorul și dacă vrei, nu-ți dă voie. Și am început să le explic cetățenilor și cetățenii au înțeles. Ce n-au înțeles, nu-mi convine de activitatea lor. Pentru că eu le-am dat, au venit în teren cei de la agenților de la societate și a zis că vor să cunoască traseul. Și le-am dat un polițist local și am zis, Borșane, bă. Și am spus polițistului, bă, intre pe ulița Cotare, ulița Cotare, deci cunoștea. Bă, Bârca la fel, Coțofănești la fel, Tămâșoaia la fel. Ei, când au venit, n-a mai venit de ăla, ăla a făcut o schiță acolo pe bani. A venit un șofer de ăsta care habar n-are comună. Și s-a pucă el cu o singură mașină, în primul rând cu o singură mașină, ții pubela de dimineață la ora 8 până la ora 2. S-ar putea să trezești fără ea. Trezești fără ea. Dar chestiile astea le voi reglementa și le voi pune la punct. A, așa? Și ați văzut azi. Nu i-am semnat factura că a venit în coace. Și nu i-o semnat. Până nu vin cei de la Bacău să discut cu ei. Sau să ne cheme la Bacău, toți primarii, eu am luat discuție, am luat legătura cu toți primarii nemulțumiți de activitatea lor și mergem și ridicăm aceste probleme punctual. Ei, deci, asta e voie. Acum, la cei care n-au luat gunoi, unii n-au intrat, pe unde n-au intrat, o să scădem. Nu ți-a luat gunoi odată, nu, dar nu înseamnă că nu ai fost tu acasă, ți-l-a luat. N-a intrat mașina. Să fim înțeleși, așa, el, băi, știi, eram în grădini și n-am scos pubele afară, nu. Vom scădea de acolo, din prețul, din ceea ce plătești la primărie. Că pentru persoanele fizice, suntem noi, noi vom trebui să achităm bani. Ei emit factură către primăria comunei Coțofănești și Consiliul Local și noi trebuie să le dăm banii în funcție de câte pubele au date și câte contracte. Ceea ce privește cu romii, n-am trecut cu romii deocamdată. V-am spus, nici Dallas și nici asta. Că au venit cu mașini mari și au zis că nu intră și vrea să le facă, deci tot le luăm banii, să le facă punct de colectare, bravo, pistă betonată, adică da. Așa, și selectiv puse așa. Dar noi banii le luăm lor, începând la 1 februarie. Nu e problema, Axel, că tot serie de discuții, vedem asta, că sunt cetățeni care au pensii destul de mici și au venit să plătească impozitele și le s-au încasat cu noi pe un an. Da, așa și este, chiar da. Am discutat cu unii dintre ei, foarte nemulțumiți. Așa este. Că zic, spun dumneavoastră că e nedrept și pe bună dreptate spun lucrul ăsta, pentru că chiar mi-a pus cineva problema felul următor. Zic, bă, eu plătesc cu noi pentru 4 persoane pe un an de zile, până în decembrie, dacă eu mor în mai. Da. De ce să nu? Nu. Bă, e bine că a fost întrebat. Se reportează suma. Se reportează suma. Hai să vă spun. Noi n-am prins, de exemplu, dacă are copiii la școală, la facultate. Așa, nu i-am prins, i-am dat vin acasă. Nu, am ținut cont de lucru. Și am zis așa, dacă unul pleacă, moare, Doamne ferește, vine la primărie, spune, domnule, am ieșit o persoană. Dar știm noi că dacă moare, de ce da, s-a născut unul, nu-l băgăm imediat în... Deci de chestiile astea ținem cont. Și discuțiile s-au pus cu, băi, nu-i corect, adică de ce țiganii ăștia să nu plătească gunoiul când ei cei mai mizerabili? Nu există. Nu există. Primii care vor plăti, ei vor fi, că acum în februarie le iau bani. Acum n-am putut să le iau cum aveau. Ei, pe au ajutoare sociale, n-au niciun... Ei vor fi cei mai buni plani și o respect. Deci la oameni care vin. Cei mai buni plani sunt țiganii, pentru că i-am în mână. Uite, folosesc cuvântul care nu au să fie și eu. Da. Deci, la agenții economici, ca să lămurim treabă gunoiul și ca să transmite și dumneavoastră mai departe.
la agenții economice, a rămas stabilit. Nu știu dacă e definitiv, dacă sunt mai jos, nu cred că așa. 35 de lei de metru cub de gunoi de agent economic. Acum, cum îl va cântări ei? Abar n-am. Problema e că această societate Romprestu face contractul direct cu agentul economic. Ia gunoi de la agentul economic în momentul când, nu în aceeași zi cu persoane fizice. Altă zi va fi stare de gândare. Dar ce avantaj mai aveți cei ca agenții economici care aveți societățile în casele dumneavoastră? Noi ca primării am gândit și consider că e corect așa. Să nu vă mai luăm și ca persoane fizice, înțelegeți? Corect. E o măsură bună. E o măsură bună. Înțelegeți? Nu. Noi, băi, stabilim noi, în Consiliul Stabil. Deci nu mai am. Deci atenție, cei care au în locuințele lor, nu care au în locuințele lor, gentrif. Înțeles. Deci care au în locuințele lor, să nu le mai luăm și noi la... Și eu cred că e o măsură destul de rațională și normală. Și despre asta e vorba. La 35 de lei la metru cub de aia, nu mi se pare mult, totuși. 350 de mii de lei. 35 lei, dar asta... am și la ceilalți. 35 lei. Și eu zic că ăsta rămâne un preț comentat. Nu cred că produce un agent economic, că aici ei nici nu au făcut diferențiere. Doi, frate, agent economic. Agent economic și ăla care are 10 angajați și ăla care e unul singur. Ei, dintre mine individual. Ăla cât poate produce? Ăla vinde Eugenia, ce mai vinde el, tăiței, fidea, biscuiți. Copilul ia pachet, el nu-l de face magazin, îl face cu drum, oare pe drum. Oare cu drum, așa. Ce să, ce ăla, și având comerț cu amănuntul, ce bizierii face ăla? Doamne iartă-mă, cât poate să strângă într-o pubelă de-aia? Și de asta spun că nu au făcut, adică niște... Cum să vă zic, n-ar zice nici proastă, dar nici... Nu știu cum, nu sunt serioși. Ei dau vina pe noi, cum să spune, vor să scoată... În mare, hai să vă spun despre ce vor. Hai să vă spun, hai să vă spun, în mare despre ce vor. Consumă, lăsați-mă să vă spun. Nu, acum ce au făcut? Au fost alaltăieri. Alaltăieri au fost în face. Au umblat la curent. Iau un cablu împușcat, ei nu vor să recunoască că e împușcat. Așa, au dat siguranțele în jos. S-a golit bazinul într-o zi și o noapte și spune că a umblat cineva acolo. După aia a cuplat siguranțele înapoi azi dimineață. Da. Și dă vina pe noi, bineînțeles. Stați de ce au umblat ei, stați ca să rezumați. Domnule, rezumatul situației... Deja bazinul este mai mult de jumătate. Rezumatul situației este următor. Noi ne-am sesizat că se consumă foarte mult curent. Într-o zi, cu două pompe care nu funcționează într-una decât când e nevoie, consumam 160 kW pe zi. Ceea ce e foarte mult. Vă dați seama, am 30 zile că da. Și i-am chemat pe ei pentru că ei au făcut lucrarea. Și am chemat, oameni, veniți în coace, că nu e corect. Uite, facem comparație între sistemul de la Borșani și sistemul de la Coțofănești, de la Coțofănești și Bâlca. Dar facem comparație între ce plăteam când l-am dat în folosit în vară și ce plătim acum. Diferența e mare. Unde se duce curentul ăsta? A chemat o societate, a introdus pe conducta aia vreo 20.000 kW, nu mă pricep eu, că a zis că s-ar putea să fie uți și pierderi și undeva. Ne-a făcut notificare celui care execută lucrarea, a venit și acum ei vor să verifice, de asta nu este apă. Au oprit pompele, să vadă există consum în momentul când nu funcționează pompele, că atunci dacă există consum înseamnă că există pierdere. Așa. Și tot așa fac niște verificări, dar nu înseamnă că sistemul este ok, este bine, nu e nicio problemă. Apa este autorizată sanitară, ați văzut și materialul prestat, nu e. Deci nu e o problemă. Și e bine să le... Problemele se vor mai apărea. Și la Borșani am avut. Au plesnit conducte, am avut o pompă arsă, vă aduceți aminte? Că am dat vă dau cuvântul, domnul doctor. Da. Deci despre asta este vorba. Apa va fi... Am înțeles că a dat drumul, nu? A dat drumul tot așa, cu singură pompă. Dar era vorba de o conductă. Deci, un debit mai mic. Ideea, da, și asta face modificare, o va rezolva. Eu nu folosesc. Centrala mea și nu vor să se spere pe mâini și să zică că noi suntem de fapt de vină. Nu mergea. Că nu avem bază, că nu avem ce, că nu avem om autorizat. Strada aia e presiunea, e foarte mică. Părerea mea este, dacă mai sunt hipi de astea, ar fi bine să fie rezolvate în perioada de garanție. Mai au 5 ani de lei. 50. Domnul voi, cum aveți? 50 de ani. Mai aveți ceva? Nu. Domnul Ploc. Așa au câștigat licitația. Eu ce vreau să discut... Da. S-a fost la punctul anterior legat de salubritate și ținând cont de problemele care s-au riscat în momentul de față, eu consider că populația nu face atât de mult gunoi ca să
vine, spre exemplu, săptămânal. Aoleu, n-ai dreptate. A doua la mână, la chestia cu valorile respective, nu se mai poate negocia? Da, 37 de lei pe persoană. Nu. 3 lei și 7. 3 lei și 7. Scop, să vă spun de unde la Onești, da, vă spun eu, știu că s-au... La Onești, da, știu. Este 9 lei și 30 la Onești, știu că plătești și eu. Am fost plătești. Problema este în felul următor. Am înțeles că prin unele localități au început să negocieze cu ei din cauza că au apărut aceeași problemă, din cauza că omul respectiv nu a venit tot același om, a venit altcineva în permanență. Exact, lucrează la ture, da, da, normal. Că ei asigură transportul în diferite zone, să știți, și mașinile circulă continuu. A doua problemă, eu aș dori ca să venim și în ajutorul și la ceilalți cetățeni care sunt porțiunile astea inaccesibile, care au fost refuzate de ei, să facem după modelul ăsta, cum a spus dumneavoastră, cu betonat, frumos într-un așa punct se face. Și pus tot la fel tomberane din astea metalice, cum este și în oraș și peste tot. Da, așa este, așa e discuția. Ca să evităm și problema aruncării la întâmplare a gunoailor. Că respectiv fi sigur că dacă e producător și el. Înțelegeți? Să nu le mai trebuie. Asta e vorba de educație. A doua la mână, solicit să fie, domnule, spre exemplu, promit că vă dau cuvânt. Materialele respective pentru cei care nu respectă regulile legat de aruncare la întâmplarea gunoiilor, eu zic să se aplice sancțiunile corespunzătoare. Am zis la început un avertizment, a doua oară o prima amendă și după aceea din ce în ce valoric stabilit că avem prin hotărâre de Consiliu anterior niște sume care trebuie aplicate. Și legat și de furturi, tot aceeași chestie. Domnul primar, releul de la Orange în momentul de față este distrus în totalitate. Nu mai este funcționabil. Nu are nimic pe el cablu. Urmează să-l mai demonteze. I-am sunat 100 de ori și n-au nicio treabă. Deci n-au nicio treabă. Exact. Am plecat deja de la eu am filmat săptămâna asta trecută, am trecut prin zona respectivă și am filmat, le-am făcut niște poze și vreau să le trimit pe mail exact lor ca să vadă domnule. Eu am trecut de la rețeaua Orange, am trecut pe ăsta, pe IRDS, da, cu numărul respectiv. Așa. Încă o problemă. Solicitarea mea este din partea satului Borșan ca consilier PNL în momentul de față. Solicit pentru viitor să prindeți în bugetul local ceea ce vine de la Ministerul Cultelor să ne se cuvină și nouă parte din bani, că de vreo 2 ani nu ajunge niciun ban din partea Ministerului Cultelor pentru satul Borșan. Rog foarte frumos, adică ca să și noi avem niște datorii care trebuie să le achităm, vrem să mai facem câte ceva. Sorine, vreau să spun... Vă rugăm un sprijin, dacă se poate. Te rog frumos să fii mai explicit, o secundă. Deci tu vrei bani la culte, vrei te referi la Borșan, din partea Ministerului a Cultelor sau din partea Consiliului Local? Poate să fie și din partea Consiliului Local, care că vreau problemă să-ți fac o precizare. Cultele nu au, cultele 2016 n-au niciun leu, în afară de salarii. Au fost. Nu, iubitule, ascultă ce spune Gheboș. Deci cultele 2016 n-au niciun leu. Au doar cultele bani pentru salarii la preoți și majorate. Și majorate la tăiat. Din partea Consiliului au sprijin că pentru satul Borșan nu s-au... Da, am înțeles. Când pe asta avem ședința luna viitoare, domnul primar. Da, lămurim acum. Când a venit bugetul de la... Lămurim acum. Legat de problema iar... Știți foarte bine că eu am solicitat de acum 8 ani de zile întocmirea unui amenajament. Datorită distrugerilor care s-au făcut pe izlazul împădurit al comunei Coțofănești, s-a creat o regenerare care a bușit datorită tăierilor arborilor mari, s-a creat o regenerare foarte în masă, înțelegeți? Care este în momentul de față iar tot la fel distrusă. Noi aveam niște beneficii atunci când era arboretul de talie mare, care era un venit pentru comuna Coțofănești. Știți că anterior, adică până la Revoluție, a fost o chestie sprijinită din partea ocolului la efectuarea lucrărilor de întreținere a arboretului din zona izlazului. Solicit și pe viitor, dacă tot se face, cum să spun eu, lotizarea zonelor respective, ce este depășunat, ce este împădurit,
să mergem tot la fel cu o chestie supravegheată foarte atent și să avem tot așa niște venituri locale, că sunt niște bani care se cuvine localității. A doua la mână, chiar dacă este să nu fie distrusă numai de unii, să beneficieze toți de aceste beneficii. Legat privind, nu mai ajung la situația să mai dai bani din cadrul prefecturii sau de la guvern. Dom'le, este zona noastră, cât se cuvine. Atâta material de nostru. Și să-și facă aprovizionarea fiecare. Eu așa zic că e o chestie foarte logică. Mai aveți și alte probleme? Cam atât am avut de spus. Legat. Dacă nu ați voie să lămurim la fiecare în parte. La primul punct, problema care s-a ridicat-o cu prețul la gunoi. Eu am spus că o să mergem și o să purtăm o discuție. O să purtăm discuția și asupra prețului. Prețul nu este... Nu ne poate... Licitația s-a ținut, dar aici nu știu ce se mai poate întâmpla. În sfârșit, la agenții economici, nu, dar pentru persoanele fizice, s-a ținut de 3,70 lei, la oraș, 9,35 lei. Asta e. Eu consider că nu e mult. Dacă împarți 3,70 lei la 4 săptămâni, de 4 ori cât îți ia gunoi, știți cât iese? Iese 0,8 bani sau câte. 8 bani. 0,9. O pâine. 8 bani, nici o pâine. Nici o pâine. Eu zic că nu e mult. Nu e mult, dar ce se întâmplă? La oamenii care au pensiile foarte mici, de 4-5 milioane, normal că e greu. Dar ăia singur plătește 3,70 de bani, 37, da. 3,70 lei pe lună. Consider că nu e așa. Atâta, ce se întâmplă, de ce le se pare lor mai greu? Că îl plătește tot la început. Că noi nu ne ducem la fiecare poartă, în fiecare lună, mama, îi dăm 37.000 de lei. Papuce, ia în fundul grădinii, la privește brazda sau ce mai face, să vie să-ți dea 3,70 lei de bani. Deci asta a fost chestiunea. Scuzați că vă întrerup. Pentru persoane cu handicap, haideți să vinim și cu soluții. Nu, dar acolo le-am exclus din start. Se scurse din start. Se scurse din start persoane cu handicap. Nici nu s-a pus problema. Deși se produce gunoi de la persoane cu handicap. Exact, se produce poate mai mult. Folosesc pamper și folosesc, dar se scurse. Asta a fost prima chestiune pe care am discutat cu noi. Și nimeni nu va fi absolvit de a plăti gunoi. V-am spus, unde voi calculator? De la 5. A doua chestiune, cu banii de la... Nu, cu banii de la pentru cot. Niciodată Ministerul Culturii nu ne-a dat nouă bani. Ministerul Culturii primește bani ca și noi. Sunt bugetați de la bugetul național. De acolo, din punga aia, din anvelop, cum îi spune ăștia, așa, iau și distribui la Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii, Ministerul și așa mai departe. Așa, Guvernul prin Ministerul Finanțelor. Fraților, haideți să lămurim o chestiune. Bisericile din Comuna Coțofănești, comparativ cu alte comune și chiar orașe, discutam chiar de la Azur, unde s-a făcut biserica aia. Au beneficiat de toată atenția și toată susținerea materială. Și dacă vreți, vă aduc un dosar. Eu am dosarul bisericilor, că am mai avut o discuție cu preoții. Și vă arăt că au luat și 300 de milioane și 400 de milioane. Nici până acum nu sunt banii aia, nu sunt justificați. Așa. În afară de asta, toate casele prăznicare sunt făcute de către primăria Comunii Coțofănești. Și cu aportul ianuariașilor, dar mai puțin. Și vă dau un exemplu concret. Recent, la parohia Coțofănești am învelit biserica. Ienoriașii n-au pus niciun cent, nici măcar n-au dat de mâncare la meseriaș. Că am ținut să facem lucrul ăsta. Părintele a zis că da, eu am zis nu. Am zis să nu dăm mâncare, cu oamenii n-au chef. Am pus termopane, n-a dat nici parohia, nici ienoriașii, nici un cent. Da, am băgat iluminat public, am introdus iluminat public, n-am cerut nimic de la nimeni. Acum le tragem și apă. Luăm bârca. Casa praznicală. 1,2 miliarde lei de la Consiliul Local. Aghiazmatorul din curtea bisericii, făcut tot de primăria Coțofănești. Troița de jos, de la cum coborâți de la biserică, la bâlca, făcută tot de primăria Coțofănești. Ce mai vreți? Treptele de uscare, scările, iluminatul public, tot de primăria Coțofănești. Acum, Borșani, au stricat casa, aceea că nu i-a plăcut preotului, casa praznicală. Și ați făcut alta. Cu ce s-a discutat? Dar la prima, tot cu aportul primăriei Comunii Coțofănești și cu neamintică Zară, Dumnezeu să-i dea sănătate, s-a făcut. A avut nevoie părintele totdeauna la casa praznicală, dacă v-ați raportat la Borșani.
am nevoie de nu știu ce. Du-te, domnule, ia de la magazin, noi plătim. La Casa Prăjuncale. Și la o grămă de materiale, dar vă pot scoate din situațiile contabile. Știu, bun. Le-am dat în anul ăla, în 2008, nu a fost în 2008-2009. Bă, 300-400 de milioane în fiecare parohie, în afară de ce ne-am făcut. Da. Ca să-și cumpere materiale, ce au făcut 300. Vreau să vă spun că acum n-au justificare pe banii aia. Bun, bun. Deci banii se alocă de către... Nu vine un buget aparte pentru culte. Atenție. Nu. Bugetul vine tot. Dacă vine ceva cu țintă clară, vine pe investițiile în derulare și pe drumuri. La reparație drumurilor. În capitolul drumuri. Rest vine. Capitolul cultură. Dar la capitolul cultură intră biblioteca, intră funcționarul cu salariul de personal care îl are și așa mai departe. Dar la culte nu intră nimic. N-am nicio treabă. E insubordonat. Nu e nicio treabă. Dar noi, ca și Consiliul Local, prin binevoința dumneavoastră, prin propunerea mea a dumneavoastră, am alocat și aia, că ne dă legea, ne dă dreptul. Să, uite, la Coțofănești ați văzut că în planul, proiectul de hotărâre, am prins să facem fațada bisericii și aleile mai acolo, ce mai dincu și gata. Bun. Dar acum, eu am să vă spun o chestiune. Să mă ierte Dumnezeu. Eu nu să mă duc să mă rog de părintele la Borșan ce-i trebuiește. Are nevoie de ceva. Vine cu un referat la mine. Hai să vă spun și cu lemne. Vine cu un referat la primarul comunii Coțofănești. Să-l înregească, să-l realizeze. Spunea, eu doresc ca la biserica, la biserica mea să mai fac următorul lucru. Și noi spunem, domnule, am să nu s-o putea. La anul, alocăm o sumă. Cum e la ardei rândul Coțofăneștiului acum? Să facem față la afară, cu o putere de viitoare și așa mai departe. Postul mai rușunos, domn primar. La, când a fost ramul de la Bârca Ultimată, a fost. Lângă mine a fost toți preoți, am stat la masă toți preoți. Și am spus părinții lui. Exact așa m-am inspirat. Părinții lui. Începând de astăzi, cine dorește, se prezintă la sediul primării comunii Coțofănești, cu căruța, și își ia lemnii, gata, tăiate. Sau lungi. Lungi, am spus. Și n-a venit decât preotul la Coțofănești. Noi am făcut. Dar știi de ce? Că până acum le duceam direct acasă, la ei. Și anul ăsta l-am dus, mai duc, că m-am descurcat, l-am mai cumpărat și m-am descurcat. Și mă, poftiți și vă dau lemn. O căruță, două, trei, nu contează. De ce am venit și eu cu preoții? Deci eu nu să mă rog de preoți să mă... Din cauza că, fiind monument istoric, noi în momentul de față vrem să facem... puțin muzeu ca să putem pune niște obiecte și chiar clopotele care au fost la Biserica Boșan și să facem și o capelă pentru că așa o să ceară în viitor. Eu așa o văd din punctul meu de vedere și o să se ceară la nivel de țară problemele astea. Și dacă tot avem posibilitatea... Acolo ajungeți pe Ministerul Culturii. Acolo de rulați pe vrem ca să facem așa ceva. Și culturilor. Și vrem să ne apucăm cât să mai poate munci, că nu mai e cu cine mai târziu. Și la problema numărul 3 pe care ați ridicat-o, că vreau să fiu... să răspund la toate și să lămuresc la toate. E cu Pășunea. Vreau să spun o chestiune. Noi la Primăria Comunii Coțofănești, în arhivele noastre și în orice acte de scăutat, nu apărim cu pădure. Cu niciun centimetru de pădure. Noi apărim cu izlanții. Pășune împădurită. Cum s-a împădurit pășune? Uite așa, ne făcând de frișar la timp. Ceea ce nu facem noi acum. Normal, acolo trebuie să apară pășune. Noi apărim cu 560 de hectare. În cele 560 de hectare intră și pădurea asta care e până în canton, intră și aia care e pe Boșan, peste tot, trupuri de pădure. Deci apare pășune împădurită, nu apărim cu pădure în niciun moment. Eu m-aș bucura să rămână pășune coadă. Că așa, crește, lemnul crește și crește pentru răufăcător. Că asta e, pentru cei care nu. Și nu. Deci nu apărem cu pădure. De asta nici nu putem face, investiții pentru pădurii. Pășuni. E la categoria pășuni. Da. Problema că amenajament se putea face pentru suprafețele respective. Dar nu vreau să fac pădure pentru hoți. Aia era problema. Că știți de ce? Știți care e problema acum cea mai mare? Ce mai vulnerabil sunteți dumneavoastră, că a terminat pădurea la primărie și acum sunteți ținta numărul 1. Și eu vă prevăd un viitor foarte urât. Am fost în patrulare. Vă prevăd un viitor, cum se spune, sumbru, greu.
pentru că veți fi ținte și acum aici s-a lăsat cum a lăsat. Am mai plătit, că a venit curtea de conturi, dar la voi se lasă cu destituiri din funcție. Aici nu s-a revenat. Domnul Flop, mai aveți ceva? Am început să tai nuci, au tăiat nuci, au tăiat nuci din grădină. Cu releu am mai întrebat. Releu, chiar bravo, nu am răspuns. Uite, la releu am să vă spun o chestiune. Orice agent economic, când își face o investiție, are obligația să asigure și paza. Deci eu nu-i păzesc releu domnului de la... Da, și-au achitat datoriile. De la Orange, ei și-au achitat datoriile, n-am nicio problemă. Aia e treaba dumneavoastră, că o să trec pe acolo și văd un rău făcător, că rupe cablu, că taie ceva, dar o să fiu tâmpit să tag din gură și să-mi închid voi să plec. Dar eu nu-i păzesc lui releu. Pentru că ia bani destui de la noi să-și pună pază. Exact. Nu-i normal? Pune domnule pază, pune și randăr. Nu ne fur destul la factură, nu ne iei destul bani, pune-ți pazele. Acolo-i treaba poliției. Nici o poliție nu văd. Nici o poliție. Poliția poate să-i dea amendă că nu și-a pus pază. Da, poliția le poate dea amendă că nu și-a pus pază. Rugămintea atâta este pe viitor, dacă este vreau o sprijin și din partea Consiliului Local pentru a continua niște lucrări. La biserică? Da. Păi luna viitoare, probabil, în urmă partea luni. Veniți cu un referat și solicitați ce doriți. Supune în Consiliul Local, în funcție de banii care nu sunt, exact, dacă se ajunge, dar prioritatea este Coțofăneștiul, acum s-ar părinte de sus. De ce Coțofăneștiul? Pentru că Coțofăneștiul a cerut de 3-4 ani, zic, ce nu? Și părinții l-au zis cer acum, în 2016. Dar ce se întâmplă, Sărinii? Sărinii de la comitetul, de la județ, de la Bacău, de la... n-a venit încă buget. A venit numai cel de la trezorării. Deci vom fi convocați, probabil, în prima decadă a lunii februarie, în mod sigur. Vă spun eu că pe data de 4 februarie, ca să fie anunțat acum, pe 4 februarie, avem ședință cu... problema bugetului. Da. Domnul Ivancescu, vă rog. Da. Domnul Ivancescu. Da, mulțumesc. Deci apreciez că materialul prezentat de domnul primar a fost foarte bogat, cuprinzător, a cuprins deci, toate sectoarele vieții sociale și economice din comună și consider că în urma materialului prezentat putea trage concluzia că activitatea primarului și a Consiliului Local în același timp a fost dintre cele mai bune și mai rodnice din ultimii ani. Mai ales că cu toate investițiile făcute, toate cheltuielile, ne-am înregistrat și cu excedent bugetar la sfârșitul anului 2015. Iar referitor la obiectivele propuse pentru a fi realizate în 2016, ele sunt foarte cuprinzătoare și dacă vom reuși să le realizăm și pe acestea, noi o să avem o comună dintre cele mai frumoase chiar. Pentru că, într-adevăr, în urma activității desfășurate de primărie, de primar, de vicepreședinte, în ceea ce privește curățenia în comună, în fiecare an, comuna noastră s-a situat la loc de frunte. Că s-au făcut cucii cu dosare sociale, cum s-a făcut, dar comuna noastră întotdeauna a arătat foarte frumoasă și cu transport. Și sper să continuăm tradiția să fie la fel și în viitor. În ceea ce privește pășunea comunală de 560 de hectare, din care 220 au fost eligibile. Erau eligibile. Acum cred că nu mai sunt 150 eligibile. Știți, vina n-a fost a noastră, nici a Consiliului Local, nici a primarului. Vina este a celui care a contestat și nu este tras la răspundere. Primăria a pierdut o groază de bani. Noi ar trebui să luăm măsuri. Nu ne interesează că el n-ar trebui să plătească. Dar, domnule, să responsabilităm oamenii care fac asemenea contestații fără niciun temei. Au lungit licitația. Deci noi atâția ani de zile, deci n-am putut face nimic pe... la nivel comune și el vine mersi, dă în judecată și primăria și funcționarii și tot se, ar trebui ca să-i fie luați banii în urma definitivării dosarului cu cheltuieli de judecată. Primăria să ceară să îi
să ia bani în urma rezoluției care a fost dată la dosarul respectiv. Și să se recupereze acești bani. E păcat, pierdă primăria pentru unul care are tot felul de moturi. Și eu știu, poate pe viitor, la licitații care se vor face, cel care face contestații să... Și asumi răspunderea. Să-și asumi și răspunderea. Nu știu cum se procedează aici. S-a modificat licitații. Dar să-și asumi răspunderea. Pentru că, vedeți, se întârzie, nu se face nimic, islazul nostru s-a împădurit și nu mai este funcțional, adică se poate fi folosit de animale. Un alt aspect de care voiam să mă aleg este acela privind activitatea la școlile din comună, acolo unde este un semnal de alarmă faptul că avem 19 elevi cu abandon școlar. Și acesta nu este singurul an. În ultimii ani, numărul elevilor cu abandon au crescut. Aceasta, dumneavoastră, știți, pentru că situația locuitorilor comune este deosebită prin faptul că majoritatea sunt romi cu familii dezorganizate și mulți dintre ei sunt plecați în străinătate, lucrează și au lăsat copiii pe la bunici, pe la alte rude, ne confruntăm cu probleme de la școală grave. A scăzut în același timp și interesul pentru învățătură al familiilor. Nu știu, nu mai au o motivație, văd că termină școala și nu au unde să muncească, dar a scăzut drastic interesul pentru învățătură. Așa, an de an observăm acest lucru. Degeaba facem ședință cu părinții, degeaba le explicăm, degeaba am făcut chiar săptămâna trecută o ședință cu părinții și domnul director spune, domnule, degeaba, nu se cunoaște că am făcut ședință cu părinții lor. Cu părinții și elevii, la clasa a 7-a. Și se vede interesul scăzut pentru văzătură. Asta pentru că majoritatea abia așteaptă să facă 14-15 ani să plece la muncă. Și mulți dintre ei încă sunt plecați. Uitați, acum au plecat, deci nu știu unde au plecat. Doi elevi de clasa a 7-a am înțeles că au plecat la o stână undeva, la Tomureanu, de la Borșani. Ah, da. Știți? Da, au și aia o situație, știți, cât de grea. Au plecat și nu știu unde. Deci, alți elevi care s-ar putea să-i pierdem anul ăsta, pentru că sunt plecați. Bine, asta și din cauza situațiilor social-economice, din cauza situației grele cu care se confruntă în viață, copiii se duc ca să poată trăi undeva. Noi ne dăm seama de treaba asta. Dar, vedeți, este o situație deosebită și nu știu cum am putea face să intervenim ca să stopăm acest fenomen, mai ales cel al abandonului școlar. Că s-au făcut activități, s-au făcut proiecte și cel pentru completarea studiilor, cunoașteți, a adus aport și primăria în sensul ăsta. Noi am făcut ce am putut în acest proiect, deci s-au luat o serie de materiale. Domnul director, spuneți dumneavoastră cu ce s-a dotat școala acum? Nouă, e foarte important. Ce s-a adus materiale? Chiar vă rog să spuneți, domnul director, ce s-a adus eu exact. Poftiți, domnul director. Haideți, vă rog, spuneți. În primul rând, în completare la ce a spus domnul profesor Ivancescu, problema cea mai mare este pentru că a scăzut natalitatea în comună. Și natalitatea, în primul rând, a populației de etnie română în comparație cu populația de etnie romă. Eu vă spun că în urma recensământului care l-am făcut pentru întâlnirea proiectului planului de școlarizare, anul trecut s-au născut 48 de copii pe raza comunii Cosofănești. Din acești 48 de copii, numai 9 copii au fost români. Restul sunt copii de etnie romă. Iar cele mai mari probleme la școală avem tot copiii de etnie romă. Deci, pe lângă ce v-a spus domnul Ivancescu, eu vă spun că mai sunt probleme. Pleacă câte 2-3 luni sau jumătate de an, pleacă în străinătate. La noi vine, face cerere că pleacă în Italia, că pleacă în Spania. Noi îi dăm cererea, semnăm cererea, sunt când se întorc după 3 luni sau după jumătate de an, spun, dă-mi și nouă hârtie, l-ai dus la școală, dar acolo n-a fost la școală. Automat, ei nu înțeleg să-și lase
ei se duc, să lase copiii la cineva, măcar să-și continuă studii. Nu. Dacă el face 3 luni de zile, pleacă 6 luni și vine după aia, automat la noi este în situație de abandon școlar. Ori aia de la capăt, noi după 3 ani de zile de abandon școlar trebuie să-l scoatem din evidență. Și atunci, de-aia crește numărul și de analfabeți, nu știu numai la noi în comună, asta e la nivel național. Ne-am chinuit pentru asta să implementăm un proiect tot așa cu finanțare europeană. Deci care s-a derulat perioada 6 luni de zile. Le-am adus și hrană caldă, rechizite, de toate. Bani. Le s-au dat și bani, câte 1 milion pe lună pentru cei care au frecventat. Așa că, bineînțeles că și aici s-au înscris și sunt din popalii mei care n-au mai frecventat cursurile, nefiind obligatorii. Fiind un proiect, nu erau obligatorii și n-au mai frecventat. S-a observat o creștere a dorințelor de a veni la școală, dar asta înseamnă, în procente ar fi cam 50%, deci 50% tot n-am reușit să-i facem să întoarcă spre școală. Ei când vorbim cu părinții, facem ședințe cu părinții, nu spun, păi, dar nu avem ce viitor să le dăm, nu avem. Nu mai spun că o grămadă dintre ei îmi spun că n-am cu ce să-l trimit la școală. Îi spun, dar de ce n-a venit azi la școală? N-am cu ce să-l îmbrac, n-am cu ce să-l încalț. Și asta sunt problemele care ne confruntăm noi. Mulțumesc, domnul director. Mai este cineva din consilier care dorește să ia cuvântul? Da, am să spun. Da. Activitatea primarului în 2015 poate fi calificată la foarte bine. În primul rând am avut investiții dintre cele mai frumoase și dintre cele mai elegante pentru comună, ca conducta de canalizarea de apă, asfaltarea și continuarea cu asfaltarea în continuare și mâine poi mâine n-o să ne legăm și de canalizare. Deci un lucru cu totul deosebit. Dar la nivelul comunii ne confruntăm, directorul școlii și cu Ivancescu a vorbit de problemele lor, eu am să vorbesc de problema siguranței cetățeanului și a furturilor. Domnul șef de post, situația este gravă. Mai gravă ca atâta la furturi în comuna Coțovănești, nu putem să mai... Adică știți ce? Îmi spunea un coleg de-al dumneavoastră într-o discută privată că băi, nenea, lu' mâine, poi mâine vă puneți dulap în geamuri. Și așa este, mi-aduc aminte de cuvântul acestui coleg, a plecat de aici, dar e tot lângă noi aici aproape, dar este gravă. Iar situația dumneavoastră, domnul șef de post, cu doi oameni, niciodată, dar niciodată, vă spun un om mai în vârstă și cunoscător al politicii. Un om. Cum, dar celălalt a plecat, nu mai e? El și cu dumneavoastră și cu un câmp. Așa, cu doi oameni, nu, doi oameni, că și dumneavoastră munceți, nu o să faceți niciodată nimic. Cu situația la ora actuală care directorul școlii a prezentat cu natalitatea român negru sau țigan cesnil, cum îl cheamă, mi-a nu prea place să spui rom. Eu nici știu de țigan de când îi știu eu, de o vârstă. Trebuie să vă mobilizați și acoperiți-vă să vă dei salariați. Ne-a promis comisarul Mielu, care e bun de gură, atât, restul îl cunosc de copil, că o să vină de promoția de școală se termină, să nu știu ce, nu ne-a dat nimic, ba din contră, cu foarte mare greutate l-a adus pe băiatul ăsta că ne-a Vasile și la pensie. Deci situația este dezastroasă, cu aneurile care le-am ascultat aici, este groaznică. Știu, mă uit în ochii dumneavoastră că n-aveți mai multă putere, dar situația la nivel de comună este oribilă. Și nu mai putem să spunem că primarul, că Consiliul Local, ce să facă și primarul? A făcut 4 scrisori să aducă comandantul aici, n-a venit niciodată, nici șeful de mână. A venit, dar nu în Consiliul Local, nu în adunare. N-a venit. De ce să spunem? Nu ne dă atenție nimeni, stimat. Să vorbim aici ca să treacă timpul și să spunem că am venit la ședința Consiliului Local revertor la 40 ori. Siguranța cetățeanului la noi este clară, stăm cu porțile încuiate, ce să mai discutăm ziua, intră peste noi. În ce privește pășune, domnul secretar, trebuie neapărat să întocmiți acte să luați banii lui Manole pe cheltuiel de judecată, că noi, da, Consiliul Local... 2000 de lei. 2000 de lei, vine curtea de conturi acum și ele sunt imputabile. Ce dacă e 2000 de lei? Să le dea, că ne-a nenorocit comuna, am pierdut 6 miliarde de lei, care nu știe. Păi cele 220 de hectare, faceți dumneavoastră socoteală cu cât se dă pe lună subvenția anuală pe pășunii,
N-am luat banii, dar s-a și deteriorat, s-a și stricat pășunea paralel. A fost alunecări, bazinele de apă, mi închipui că vine vacile mâine, poi mâine, au fugit. Că așa e normal, în fiecare an le reparam de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. La Borșan mi închipui că și acolo s-au stricat, că s-au făcut de câțiva ani, domn. La Borșan bate 10 ani de acum. Încă e bun. Încă e bun, dar la Coțofanei sunt probleme. Deci, acest om care nouă ne-a stricat socotelele, care a contestat și ne-a dat în judecată, și la municipiu Onești, dumneavoastră știți dosarul, domnul șef de post, ne-a dat în judecată și la Onești, a pierdut, ne-a dat în judecată la Bacău, a pierdut, deci nu vorbim de același dosar. Au fost două dosare. A reușit ca un om de rea credință să dea de la doctorul veterinar la salariații primăriei în judecată, pentru că suntem noi iepurii cu pământul. Ori trebuie să învățăm să fim și disciplinați în asta comun. Deci, și noi, domnul Ivancescu, să-i luăm banii cheltuieli de judecată. În ce privește activitatea primarului, calific la foarte bună. Și îi doresc succes și să facă continuu în continuare, alături de noi cât mai suntem și în continuare cu cine va fi, că mai o leacă și vin alegeri. Vă mulțumesc, domnul șef de post. Și încheiem, să punem la vot activitatea. Aș vrea să încep prima dată cu problema ridicată de domnul consilier Voicu. Are dreptate, este adevărat. Problema este, deci, lipsa efectivelor, după cum se știe. Ăștia suntem, avem și noi un program, avem niște activități care se dispun și noi trebuie să le respectăm. Mutamol, nu avem voie să... Deci știți foarte bine, armata a făcut majoritatea. Deci, dispoziția cum era ordin, nu se execută, nu se discută. Deci asta facem. Bun. Activități. Noi desfășurăm multe activități. Sunt multe care în material nu se trec, pentru că sunt activități specifice polițienești care se desfășoară. Și care sunt caracterizate tip secret de serviciu și nu se discută, deci, despre astea. Și foarte mult timp ne ia și alea, să știți, acele activități. Referitor, deci, la siguranța cetățeanului, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, haideți să facem cum am trecut și în material. Am scris acolo că să identificăm persoanele care stau singure sau cum sunt, deci am făcut un inventar la toate casele nelocuite. Sunt 279 pe raza comunei. Nelocuite? Nelocuite. Deci nelocuite, nu stă nimeni în ele. Păi 80% dintre infracțiuni sunt acolo. Corect, este și 20% în care sunt oameni bătrâni și locuiesc. Și de asta este numărul așa mare de dosare. Asta e problema cea mai mare. Și haideți cumva să facem, împreună cu dumneavoastră, că nici noi nu putem, degeaba mă duc singur, eu sau colegul. Colegul meu nici nu prea cunoaște populația. Să identificăm un vecin sau proprietarul, să roage pe cineva care cât de cât să se uite la casă, că sunt de jumătate de an nimeni nu s-a uitat, după jumătate de an vine acasă, e spartă. Noi facem patrulările, le facem pe drum. Eu nu pot să mă uit peste poartă sau peste gard, să-i văd dacă e spartă casa sau nu. Deci nu am cum. Că dacă e închisă, eu nu pot. Eu mă uit din drum, văd că este ok tot ușa, geamul, nu am cum să știu, până nu vine cineva și vede. De multe ori este timpul mare. Deci din momentul în care face spargerea și până în momentul când vine cineva și vede spargerea. Mergem, e pus praful, deja nici urme, nici nimic nu se pot ridica. Deci, adică sunt niște impedimente, bine, asta nu înseamnă, deci, eu asta nu le spun în scopul de a mă scuza. Este adevărat ce a spus și domnul consilier Ghebuș și domnul Voicu, asta este, deci, situația, încercăm să facem, încercăm anul ăsta cu colegi de la Poliția Locală, cu care cooperăm foarte bine, și cu ajutorul domnului primar să vedem să putem face ceva mai bine. Poate și dacă se reușește cu camerele să se facă, deci, ceva cu rezoluția, și ceva infraroșu, că noaptea asta este totul, că altfel rămânem tot așa la umbre și domnul procuror când mă duc, la revedere îmi spune și nu putem face nimic altceva. Deci cam în mare asta am vrut să vă duc la cunoștință, deocamdată probleme. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumesc și eu frumos. Aprobarea dumneavoastră, raportul de activitate al primarului de anul 2015 și proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? În unanimitate a fost aprobat. Domnul primar, trecem la punctul 3. E vorba de un aviz de transport traseu județ. Exact.
ceva urechești, coțăfănești, onești, e vorba de mașinile astea care de pasageri. Expunerea motivelor la proiectul de hotărâre privind la acordarea avizului în vederea întocmirii programului transport pentru traseul județean Urechești, Coțăfănești, Onești de către SC Step Trans SRR Tătărâș, județul Bacău. Domnilor consilier, prin proiectul de hotărâre de față inițiat ca urmare a cererii numărul 2 din 501/2016 a SC Step Trans SRR Tătărâș, județul Bacău, propun aprobarea avizului petentei de a utiliza stațiile de autobuz și de a întocmi programul de transport pe traseul județean Urechești, Coțăfănești, Onești. Această atribuție este în sarcina Consiliului Local în conformitate cu prevederea articolului 36 alineal 2 din ordonanța de guvern numărul 27/2011 privind transporturile rutiere. Având în vedere cele mai sus arătate, vă supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 28 ianuarie 2016 în ședința ordinară a Consiliului Local. Acum, la material o să vă prezint adresa care o face către societatea Step Trans SRL Tătărăș către Primăria Comunei Coțăfănești, care spune, domnule primar, subsemnat Tomacarul Ecaterina, administratorul societății Step Trans, societatea transport de zone, care ține, deține parcul auto cu număr de 20 de autovehicule, microbuze, autocare și autobuze, cu care în prezent efectuăm mai multe trasee județene și interjudețene, precum și un traseu special pe baza unui contract încheiat cu UAT Urechești și UAT Coțăfănești cu termen de 2 ani, conform contractului numărul 4970/21/2013. Vă ați una cunoștință faptul că numai o parte din cetățenii din comune pe care dumneavoastră le-a administrat beneficiază de acest traseu special. Vă menționăm că din discuțiile purtate cu cetățenii pe traseu special și în urma cererilor inițiate înaintate societății noastre, în care ni se solicită ca toți cetățenii comunei să beneficieze de transport public de persoane, vă rugăm să supuneți spre aprobare în ședințele de Consiliul Local propunerea noastră de a introduce în programul de transport 2014-2019, traseul județean Urechești, Coțăfănești, Onești, precum și graficul de circulație pe care îl atașăm prezente cereri. Vă rugăm de asemenea să înaintez graficul de circulație aprobat de Consiliul Local Coțăfănești și hotărârea Consiliului Local privind înființarea traseului și întrului, adică vor această hotărâre. Aici este un raport care este același lucru și ca să vă să lămuresc treburile, este vorba de o societate din Tătărăș, județul Vrancea. Dar tot ăștia care ești acum. Care sunt acolo. Da, dar în fiecare an trebuie să obțină aprobarea. Da. Și în fiecare an. Pentru că... Am o propunere, dacă... Da, spuneți. Și cred că vine mai interesant. Ei sâmbătă și duminică au program de vacanță. Da. Mașină, nu avem noi jucă la 8 jumate, nu știu, eu nu zic și duminică. Dar sâmbăta sunt tinerii care mai sunt în oraș, au și zi libere și vin să-și lucreze grădinile aici. Se urcă în mașină, vara în iunie, la ora 8 jumate, deci ajung la 9 aici, când soarele sus și nu știu. De ce să n-aibă și sâmbătă program cu 7 dimineața? Deci cursă băgată... Haideți că vă răspund. Ca orice agent economic își calculează eficiența muncii. Păi și el... Nu, eu nu pot să-l oblic ca și Consiliul Local, nici ca primar, să vedeți și să vedeți duminică. Eu propun de fapt, el spune, bine, nu le-am făcut și nu vine. Nu. Da, dacă dumneavoastră adunați 20 de oameni care să știți sigur că pleacă de acolo. Dar nu știi propun de ce să din 14 locuri. Nu, dar 20 am zis un număr, dar să aibă un număr care știi sigur că ar fi. Am zis, da. Deci, pe drumurile județene, în afară de și cele comunale, dar pe cele județene și pe cele naționale, trebuie ca pe acolo care tranzitează mașina respectivă, trebuie aprobarea Consiliului Local dacă dă voie de tranzitare, în condițiile legii, bineînțeles. Da. Aici noi nu ne putem opune, că șoseaua nu e a noastră, e ca un fel de aviz de principiu. Nu poți să te opune. În schimb, așa cere legea ca să aibă și acorduri consiliilor locale din operația comunului celălalt. Altceva n-am ce să vă explic. Ce variante? Oricum, cursa este utilă, merg elevi. Fica mea, de exemplu, merge cu această cursă. Fetele din primărie fac naveta tot cu această cursă. Și multă lume care, decât să stai, te duci la gară și stai, mergi un kilometru până la gară, un kilometru și ceva, mai stai pe vremea asta de iarnă, mai întârziat trenul de o oră și ceva, ai înghețit și de frig, aici te-ai urcat în mare, stații, stații, stații. Nu trebuie să faci lobby pentru ăștia. A, nu, 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 dar astea sunt niște realități, nu e lobby pentru ăștia. Nu, da, că e unul care a venit mai repede. Lăsați și CFR-ul să trăiască. Hai, bine, bine. E cu 2 lei. Eu mai fi o completare aici. Vă rog, vă rog, vă rog cuvântul. Numai cu doctor.
Domnul Toc, vă dau cuvântul. Ridicați mâna că vă dau cuvântul. Nu, la... Domnul primar, dacă tot venim și facem așa pentru asta, pentru transporturile astea, haideți să reamenajăm din nou stațiile astea care sunt, pur și simplu nu mai sunt. Păi, dar numai să le-am desfăcut. Să le, să le facem, să le refacem din nou frumos, ori e mai traic și sustentabil, nu ne mai complicăm cu policarbonul ăsta, că deja și la Borșan l-au luat și s-au dat săniuța. Aici, asta vroiam, spre exemplu, este zona aia la Tămășoaia, este aici la drumul Borșanului, este la primărie, aici, punctele astea toate, haideți să le amenajăm așa frumos, cum corespunzător pentru călători. Vă mulțumesc frumos. E și perioada de iarnă care, pur și simplu, stau în frig. Atât am avut de spus. Acest transport se face de la Onești la Arsul. De la Onești până aici, sau până la Tămășoaia, să zic, până la acolo. Mă... Da, trăiți. Deci sunt 25 de kilometri. Acum ajung și eu. Nu mai știu cât e prețul acum de la Onești. Ce prețul? 5 lei, ca la Ocaia. De la Tămășoaia până la Azut sunt numai 14 kilometri. 4 lei. E tot 5 lei. 4 lei, dar vă dăfărești. Atât de 4 lei. 5 lei de la Coțofâni. Deci eu n-am mai luat 4, gata. Dar n-am, când era... Nu, 5 de la Coțofâni. Era același preț. 4 lei erau 4. Era același preț. Am înțeles. Domnul, haideți, dați-mi voie să vă dau răspunsul. Deci acest... O secundă, dar vă rog frumos, că vrem să terminăm. Așa, dacă ne discutăm fiecare aiurea, nu mai terminăm. Domnul Lungu, mă ascultați, da? Prețul nu este stabilit de Consiliul Local. Prețul este stabilit de patronul instituției, el își face venituri, cheltuieli, ce are de făcut. Noi, în hârtia care a prezentat-o domnul primar, avem doar obligația să facem aceste stații care le-a spus domnul Ploc. În rest, nu putem noi să îi spunem nici nu știu ce ne cu coana asta și nici nu știu ce ne, dar hârtia aprobarea Consiliului Local, ei trebuie la licitație și trebuie că se dă acte așa, pentru că... A câștigat licitația. Perfect. Dar în ce privește stabilirea prețului, ei n-au bun simț că motorina la ora actuală, când vorbim, s-a ieftinit, ar fi trebuit să coboare și prețurile. Da, așa suntem noi în România. Dacă am prins 55 lei pe timpul când era motorina 60 de lei sau 6 lei, acum și cu 4,22, cum am văzut ieri, sau 4, ei au rămas stopaj. Deci profitul se mărește la ei. Aici nu putem noi să intervenim. Aici e vă... Dar sunt țiganiște care fac... Da, vă supun spre aprobare... Nu-i treaba mea. Vă supun spre aprobare proiectul acesta. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate a fost aprobat. Domnul primar, avem la punctul 4, da. Este vorba de reducerea TVA-ului de la 24 la 20, la investiția drumului, modernizare. Expunerea motivă la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor actualizați. La data de 01.01.2016 se prezentăm valoarea investiției compusă din valoarea executată și valoarea rest de executat cu TVA 20% pentru investiția modernizare drum comunal DC117 și drumul local de comuna Coțofâni de Bacău prin PNDL și Borșan, a pus fata greșit. Domnilor consilieri, investiția arătată mai sus a început în anul 2015 prin construirea de podeți în satele Coțofâni și Borșan. Ca urmare a aplicării noului cod și aplicare de asfalt, bineînțeles. Ca urmare a aplicării noului cod fiscal cu reducerea TVA din 24 la 20%, urmează ca valoarea actuală a investiției să scadă ca urmare a aplicării acestei prevederi de la prevederi la 5.428.793 lei. Pentru aceasta este nevoie să fie adoptat prezentul proiect de hotărâre în ședința ordinară de astăzi, 28 ianuarie 2016. Și acum, ca să vă spun despre ce este vorba, ca să nu îngesc, deci știți foarte bine că noi am început să turnăm asfaltul cu Coțofâni și Borșan. Deci, începând cu 1 ianuarie 2016, operează nou cod fiscal. Nou cod fiscal, TVA-ul a coborât de la 24% la 20%. Pe restul ce n-am achitat până la 1 ianuarie 2016, noi pe ce am făcut lucrări, am achitat. Acolo am achitat cu 24%. Acum, pe restul de lucrare, nu mai achităm cu 24%, cu 20%. Prin urmare, valoarea investiției scade și ajunge, ar mai ajunge la 54 de miliarde în bani vechi. 5 milioane 400 de miliarde. Despre asta e vorba. Adică corelăm după TVA.
corelăm costul investiției după scăderea. Dacă e cineva care vrea să discute pe marginea asta, dacă nu este supun spre aprobarea dumneavoastră, cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține. În unanimitate a fost aprobat. Același lucru este la grădinița de la Bâlca. Exact aceeași. Da, exact aceeași chestiune, da. Și prin urmare valoarea investiției se diminuează, ajungând la 1 milion, cu banii ăștia noi, dacă 1.289 lei, de la 1.382.489 lei, cât era la 31.12. Se diminuează cu valoarea de 4%, adică diferența de 40%. Diferența de 4%. Același lucru. Ce să vă explic prea mult aici? Deci scade. Domnul Ghiuș, vă dau cuvântul, vă promit. Dar nu-ți vrea cineva să nu scadă costul investiției. Dacă cineva vrea să vorbească pe baza acestui proiect de hotărâre. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră, zici cine este pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Trecem, domnul primar, la capitolul 6. Capitolul 6 este proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activității în sectorul comercial al serviciilor. Poftiți, domnul primar. Expune motivele proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activității din sectorul comercial al serviciilor de piață pe raza unității administrative teritoriale a Comunei Zonei de Bacău. Domnilor consilieri, activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață este reglementată prin ordonanță Guvernului numărul 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Prin actul normativ sus arătat, se dau autorităților locale atribuțiuni prin autorizarea, controlul și monitorizarea activităților comerciale. Pentru detailierea atribuțiunilor autorităților publice locale, a obligațiilor agenților economici, stabilirea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale, este nevoie de aprobarea unui regulament în acest sens prin hotărârea Consiliului Local Coțovănești, comunal. Prin urmare, supun dezbaterii și deliberările dumneavoastră pentru proiectul de hotărâre de față cu rugămintea de a fi aprobat în ședința ordinară astăzi, 28 ianuarie 2016. Aici, domnul secretar, doamna Adina, bănuiesc, prezint un material pe aia. Domnul secretar, pentru că eu n-am obținut să lecturez toată chestiunea asta, v-aș ruga să clarificați pe domnul consilier și nu mai. Da, în regulament sunt prevăzute modalități, procedura de acordare a autorizațiilor profil de activitate, în primul rând, obligațiile agenților economici referitor la modul de desfășurare a comerțului, curățenia care trebuie să fie în jurul unităților de alimentație publică și de desfacere, modul de organizare a comerțului ambulant, totodată sunt stabilite sancțiuni referitoare la încălcarea acestor obligații. Este un regulament tip care l-am preluat noi. Dar trebuie detaliat totuși acest punct. Trebuie văzut ce obligații au agenții economici, la ce se aștepte ca și control din partea autorității administrației publice locale. Eu vă spun că și până acum legea asta opera. Acum, nu știu, pre noua lege, sincer, să-mi fac mea culpa, nu am studiat-o. Dar și până acum, ca primar, aveam drepturi și am drepturi și acum să merg în orice unitate, la orice agent economic, să-l controlez de proveniența mărfii, prețul practicat, adausul practicat, curățenie, contract de bună și așa mai departe. Și încadrare. Eu, iar vă spun, mea culpa, n-am controlat din simplu motiv, chiar dacă suntem înregistrați. Să zic că agenții, a venit și ăsta să-i umplem sacoșa. Și nu m-am dus. Și m-am mai gândit la un lucru, că are atât de multe controle agenții economic, încât numai eu mai lipseam. Și am zis, doamne, nu mă duc. Pentru mine a contat foarte mult relația mea cu agentul economic, ceea ce privește depozitarea bunoiului și igienizarea spațiului, interior și exterior, ca și curățenie. Dacă să-l caut eu pe factură, pe Eugenie, pe bomboane, pe făină, pe zara, n-am făcut lucrul ăsta și vă spun cu sinceritate că nici n-am să-l fac. Nu-l fac. Că sunt alții care îl fac și eu. Dar o să vedem despre ce. Dacă e cineva care vrea să ia cuvântul pe acest punct în dezbatere. Nefiind, vă supun spre aprobarea dumneavoastră, cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține. Mulțumesc. Declar ședința chisă.
Vă mulțumesc și vă doresc un an bun, domnul Eugen, pentru că a venit mai târziu. Vă doresc un an bun, cu multă sănătate.